aș vrea să oferim cuvântul. Și cu o prezentare foarte interesantă, cred eu, accesul digital, impactul dreptului de autor asupra practicilor de digitizare în deci, Marian Nicajescu, președinte Consiliul de Administrație de Clădești Municipale Pașeu. Bună ziua, vă salut și eu de la acest microfon, salut colegii din cadrul bibliotecilor din Republica Moldova, dar și, bineînțeles, colegilor din cadrul AGP. Și tocmai e un moment remarcabil pentru noi că astăzi la seminar vom avea și posibilitatea să interacționăm, dialogăm și cu experții veniți din exterior, care au o experiență destul de vastă pe acest segment, digitizarea în domeniul culturii, preponderent chiar și în domeniul bibliotecilor. A fost un salt enorm prin 2009, când bibliotecarii au făcut intervenții și au adus o nouă suflu, eu știu, legii cu privire la dreptul de autor și drepturi conexe, deoarece prin intermediul anumitor proiecte lansate de Asociația Bibliotecarilor s-a reușit să se aducă în vizor tocmai la acea etapă diverse excepții și despre subiecte precum excepțiile și limitările în domeniul nostru, iar experiența și viziunea pe care ne-a adus-o Fundația Eiffel prin cadrul programului Dreptul de autor ne-a plasat pe noi bibliotecari tocmai în tacma celor care cunosc ce înseamnă dreptul de autor. Aceasta a dat chiar startul unei colaborări foarte fructuoase cu AGP. Îmi amintesc și de acele concursuri prin care bibliotecile promovau dreptul de autor, acele colțișoare informative care au fost deschise în cadrul bibliotecilor publice, bibliotecilor universitare. Și cred eu că, iată, astăzi, seminarul de astăzi este un fel, un ecou a celor întâmplate anterior și tocmai probabil e și momentul potrivit pentru a ne seta noi sarcini sau noi aspecte de colaborare între cei care dețin expertiză în domeniul dreptului de autor, dar și noi bibliotecarii, pentru că din cele observate în proiectele anterioare, în prezentările anterioare, sunt deja proiecte care au prins aripi, proiecte care trebuie dezvoltate și valorificate, iar prezentarea domnului Constantinescu ne invită într-un fel, zic eu, ca să facem parte, poate, și din proiecte internaționale, de ce nu, cu privire, bineînțeles, la digitizare, la proiecte chiar și transfrontaliere, pentru că ne, poate ne și mobilizează acest moment al sărbării centenarului, de ce nu, zic eu. Deci, cumva suntem pe un palier foarte interesant. M-a implicat, într-adevăr, fraza spusă de domnul expert din Uniunea Europeană, domnul Foinger, care zicea că, dialogând cu copiii sau cu generația tânără, își doresc tot mai mult ca bibliotecile să ofere conținut digital. Deci, vedeți, cumva, noi, bibliotecarii, suntem pe segmentul corect. Deci, înțelegem foarte bine că și instituțiile noastre, dar și noi, ca tagmă profesională, avem un rol cheie în modelarea politicilor naționale și internaționale privind drepturile de autor și protejarea, dar și promovarea accesului la informație. În Republica Moldova, bineînțeles, există o rețea foarte solidă de biblioteci care au inițiat proiecte, care au lansat inițiative de digitizare, atât pe segmentul științific, cât și pe segmentul academic, cultural, pentru a valorifica acele informații ca bun public și păstrarea patrimoniului nostru cultural. Pentru a-și îndeplini în era digitală rolul său major, bibliotecile au nevoie, bineînțeles, de un sistem al legislației cu privire la dreptul de autor, așa încât atât AGP, cât și Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, ca instituții importante, promovează tot mai intens dezvoltarea accesului egal la informații și cunoștințe pentru toți, oferind un sprijin pentru a găsi soluții,
dar și instrumente pentru a permite bibliotecilor să-și păstreze colecțiile, să-și sprijine educația și cercetarea și să împrumute, bineînțeles, materiale care sunt tot mai des solicitate în mediul electronic. Conștientizăm totodată că bibliotecarii trebuie să respecte dreptul de autor și nu trebuie să fie cumva pe segmentul ca intermediar al unor încălcări a dreptului de autor, ba din contra, ca persoane cheie în promovarea acestui drept și totodată să vadă cum dreptul de autor nu creează bariere juridice în calea utilizării resurselor pentru educație, cercetare, dezvoltare și socioeconomică. Ziceam că este un moment remarcabil pentru noi ca Breaslă, că astăzi avem un dialog constructiv aici, pentru că din experiența și dialogurile cu colegii din alte țări, există această distanță între noi, bibliotecarii, autorii de operelor protejate de dreptul de autor, pentru că cumva am împărtășit diverse opțiuni. Așa că cred eu că tocmai la moment ne-am și întâlnit și asta e un exemplu pozitiv pentru noi ca țară. Tehnologiile digitale deschid astăzi perspective noi bibliotecilor, oferind oportunități pentru cercetare, studiu, dialog, publicare și comunicare. Actualmente, în Republica Moldova au devenit furnizor principal de informații atât bibliotecile publice, cât și bibliotecile din domeniul învățământului. Pe lângă păstrarea și asigurarea accesului la documentele create deja în format electronic, dar și acces la materialele digital născute, un număr mare de biblioteci s-au orientat foarte activ spre lansarea diverselor programe, proiecte sau conversia digitală a resurselor din cadrul acestor instituții. Deciziile de digitizare au fost lansate, bineînțeles, în funcție de bibliotecile, dar și contextul dezvoltării acestor instituții, așa încât proiectele care au fost astăzi menționate vin să amplifice accesul la informații pentru utilizatorii de bibliotecă sau să îmbunătățească accesul la anumită parte a colecției din bibliotecă. Totodată, proiectele menționate vin să optimizeze serviciile de bibliotecă pentru diferite grupuri de utilizatori, să extindă accesul mai îmbunătățit la resursele instituției în ceea ce privește atât învățământul la distanță sau învățarea, de ce nu, pe parcursul vieții. Totodată, aceste proiecte au redus manevrarea și utilizarea materialului original fragil, vorbind aici de salvgardarea patrimoniului național, și, de ce nu, în final, aceste proiecte vin să ofere instituțiilor noastre diverse oportunități de dezvoltare a infrastructurii sale tehnice, dar și a fortifica capacitatea noastră ca bibliotecari în domeniul dezvoltării, în domeniul digitizării. Recunoaștem că actualmente în Republica Moldova sunt peste 2700 de biblioteci ca parte sau în cadrul susținute de către Ministerul Culturii, Cercetării și Educației, biblioteci publice, biblioteci din domeniul învățământului, biblioteci departamentale, toate însumând astăzi 88.449.000 unități, aici incluzând și cărți, publicații, seriale, documente, diverse, etc. S-a menționat astăzi care a fost amploarea de privind digitizarea unui anumit tip de documente, cu preponderență cele deja intrate în domeniul public. Bineînțeles că toate cele întâmplate se datorează și cadrului de reglementare deja stabilit în Republica Moldova. Documentul major care stabilește cadrul vizionar asupra creierii conținutului cultural în domeniul dat, reprezintă, bineînțeles, Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale. Desigur, un document aprobat încă în 2005 și care e valabil și astăzi. Acest document declară în calitate de direcție prioritare în domeniul informatizării sferei culturii următoarele acțiuni. Crearea spațiului informațional cultural, protejarea și valorificarea patrimoniului național și asigurarea, bineînțeles, accesului deschis. Menționăm că acest proces a fost susținut și de către Programul Național de Informatizare a Sferei Culturii, care e valabil în perioada 2012 până în 2020, conform căreia au fost identificate diverse domenii prioritare pentru procesul de digitizare. Patrimoniul cultural imobil și imobil, muzeele, arhivele, inclusiv aici se regăsesc, bineînțeles, și bibliotecile.
Totodată, procesul de digitizare a sferii culturii include și facilitarea accesului la informații, așa cum am și menționat, prin diverse rețele electronice. Deci, servicii publice pe care le oferă tot mai intens bibliotecile noastre. Desigur, prezentul document are drept scop prezentarea viziunii de digitizare în țara noastră, motivarea necesității și dezvoltării infrastructurii existente, dar și a crea un spațiu informațional unic în acest domeniu. Conștientizăm că acest document a reușit să fie drept un document ce a sprijinit constituirea infrastructurii, dar și a spațiului informațional. Nemijlocit, bibliotecile, în măsura posibilităților, au fost dotate cu tehnologii informaționale, au oferit acces la internet, au creat instrumente de căutare facilă a informației, au creat servicii culturale publice, au asigurat acces publicului clar prin, iată, crearea paginilor web pentru instituțiile noastre. Și totuși, rămân încă neacoperite câteva aspecte. Și de aceea, tocmai e ceea ce aș vrea să menționez. Preluând date din acel document, bibliotecile și-au asumat un rol foarte important. 1. Asigurarea digitizării fondului de carte din bibliotecile publice la 100% până în 2020. Totodată, asigurarea publicului larg pentru crearea paginilor web pentru instituțiile de cultură la 100% până în 2020. Desigur, procesul de realizare a programului a fost unul laborios, cuprinzând diverse etape și acțiuni concrete, reflectate în planul de acțiuni pentru realizarea acestuia. Bibliotecile au reușit să obțină rezultate pe componenta informatizare și tangențial pe componenta de digitizare prin diverse proiecte, fie lansate la nivel local, instituțional și național și, bineînțeles, internațional. Aș putea aici să menționez Programul Național de Informatizare, de Modernizare a Bibliotecilor, Novateca, proiectul Tempus, Modernizarea Serviciilor Informaționale pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor și, nu în ultimul rând, ultimul proiect cu un răsunet internațional, cel cu privire la salvgardarea scrisoarelor basarabene din perioada țaristă susținută de Biblioteca Națională. Toate acestea, aceste documente ne-au ajutat, zic eu, ca să putem iniția și lansa acele proiecte la nivel național și chiar internațional. Ce se întâmplă totuși cu bibliotecile care și-au propus mult mai mult și să depășească o anumită, o nouă etapă în digitizarea colecțiilor sale? Spre exemplu, documentul major, aș zice aici la această etapă, e strategia de consolidare și modernizare a rețelei de biblioteci publice teritoriale, care a fost setată pentru perioada 2017-2020. Și e un document principal de planificare strategică pe termen mediu, care determină, într-un fel, dezvoltarea bibliotecilor publice teritoriale din Republica Moldova. Ne-am asumat un rol important, ca până la finele anului 2020 să se realizeze un studiu la tema conținut digital disponibil și necesități de digitizare, ce urmează a fi realizat de câteva biblioteci din cadrul rețelei naționale. Îmi pun speranța că acest document sau acest obiectiv va fi, într-un fel, atins spre finele anilor 2020, mai ales că e în unison cu celălalt document deja menționat. Recunoaștem că legea cu privire la biblioteci, recent aprobată, permite, într-o formă expresă, ca colecțiile de bibliotecă să se constituie și să se dezvolte și prin această abordare, cea cu privire la digitizare. S-a menționat aici câteva articole care sunt în favoarea digitizării. Articolul 32 cu privire la depozitul legal, articolul 33 cu privire la biblioteca digitală și, de mijlocit, articolul 37 cu privire la dreptul de autor. Acest cadru normativ indică că patrimoniul cultural deținut de biblioteci reprezintă cel mai vast segment ce are potențial, dar și deschidere pentru susținere privind dezvoltarea conținutului digital național al Republicii Moldova, demonstrând că digitizarea este esențială pentru a pune patrimoniul nostru al bibliotecilor la dispoziția unui cât mai mare de persoane și pentru a stimula dezvoltarea industriilor, bineînțeles creative, fiind favorabile pentru digitizarea în ansamblu în țară. Recunosc că
apropiindu-mă de această temă, în mod special digitizarea și legătura cu dreptul de autor, am făcut o analiză SWOT a activității de digitizare la nivelul bibliotecilor. Astfel încât ajungem la concluzia că astăzi, printre punctele tale a bibliotecilor noastre, reprezintă că bibliotecile dețin într-adevăr un număr impunător de patrimoniu care merită a fi pus în circulație în mediul electronic. Cadrul legal, la fel, este unul permisiv privind digitizarea colecțiilor de biblioteci. Avem și centre de competență, coordonare în domeniul respectiv, astfel încât pot oferi asistență pentru a obține competențe în domeniul digital. Aici mă refer la Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Totodată, ținem să menționăm că există și proiecte, inițiative de digitizare, inițiate de bibliotecile din țară, care trebuie a fi dezvoltate în continuare. Avem și personal de bibliotecă cu viziune deschisă în privința realizării de strategii și de digitizare. Instruiți, dețin competențe pe anumite segmente de interes. Instruirea unui segment de persoane privind importanța și rolul dreptului de autor deja au fost realizate de către instituții importante din Republica Moldova și aici menționez inclusiv și AGP. Se integrează în cadrul punctelor forte și colaborările fructuoase cu structurile de promovare și realizare a activităților în domeniul protecției juridice. Bineînțeles că rămân cumva de puncte slabe pentru bibliotecarii din Republica Moldova, bugetele noastre austere și insuficiente pentru activitățile de digitizare. Sprijin puțin acordat de către diversi finanțatori sau fondatori pentru proiectele de digitizare. Avem și un număr limitat, aș spune eu, de specialiști în domeniul tehnologiilor pe componenta tocmai de digitizare a colecțiilor. Lipsa unei metodologii clare de lucru privind digitizarea diverselor tipuri, dar și genuri de produse ale patrimoniului cultural deținut de către bibliotecă. Mă refer aici atât la metodologia privind digitizarea documentelor deținute de drept de autor, dar și cele care țin de domeniul public. Absența, poate, unor instruiri consecvente, chiar dacă există instruiri, ele sunt izolate, dar e necesar să avem instruiri consecvente conform unei agende naționale în acest sens. Și aș zice eu că totuși avem un procent scăzut de resurse digitizate accesibile în afara pereților bibliotecilor, pentru că probabil platformele noastre nu sunt suficient încă de accesibile. Așa încât domeniul nostru are nevoie, într-adevăr, în continuare de un sprijin mai intens, de posibilități de dezvoltare a parteneriatelor cu variate instituții la nivel local, pentru că cunoaștem foarte bine că bibliotecile la nivel internațional chiar depășesc cadrul lor instituțional și colaborează cu diverse entități comerciale pentru a-și digitiza colecțiile sale. Avem diverse oportunități în acest sens de consultare de specialiști, precum poate cercetători, experți în domeniul respectiv, ceea ce ne-ar oferi posibilități enorme pentru a face ca domeniul nostru să fie cât mai prezent în mediul electronic. Care ar fi viziunile noastre de ansamblu asupra problemelor care sunt în domeniul digitizării, dar prin prisma protecției dreptului de autor? Observăm foarte clar că selecția materialelor pentru digitizarea în cadrul acelor inițiative și proiecte abordate de bibliotecile din Republică le-aș segmenta în două categorii. Documente rare, unice sau fragmentate, a zis eu aici fragile, aflate în domeniul public. Și aici digitizarea a fost efectuată la un nivel ridicat, într-adevăr, de calitate și avem acces deschis prin intermediul paginilor web a bibliotecii. Mă refer aici la Biblioteca Națională cu acel proiect național Moldavica. M-aș referi aici și la experiența bibliotecilor publice din țară care oferă acces la multiplele documente pe care reușesc să le digitizeze, bineînțeles, având această deschidere legală de a digitiza domeniul public. Mai e un aspect destul de important spre care au mers deja bibliotecile din domeniul învățământului, cel de digitizarea
documentelor de conținut științific, dar care dețin un drept exclusiv la publicație pentru că autorul decide și realizează, propriu-zis, actul de acces la prezentarea publicației sale pe internet. Aici e salutabilă experiența bibliotecilor care au reușit să-și creeze acele repozitorii, respectând, bineînțeles, dreptul cu privire la autor și includ materiale ce au fost create digital și colectează, păstrează și oferă acces deschis la articolele publicate în revistele științifice, anale, lucrări de la conferințe, etc. Și aici, inițiativele universităților din Republica Moldova sunt excepționale, menționând Universitatea de Stat, Universitatea Agrară, Universitatea de Stat de Medicină, Universitatea de Stat din Bălți, Academiei de Studii Economice, Universitatea Tehnică și celelalte biblioteci care, sper eu, poate vor lua acest exemplu. Totuși, există anumite întrebări care aș fi vrea foarte mult ca să reflectați asupra lor odată ce am ajuns la această etapă destul de importantă pentru bibliotecile noastre și înțelegând care este rolul conținutului digital pentru noi, ca instituții, dar și pentru comunitățile pe care le deservim. Considerați că bibliotecile noastre sunt gata pentru a realiza anumite servicii electronice sau servicii precum livrarea documentelor la distanță? Considerați că noi putem în exclusivitate să oferim învățământ la distanță, apelând la resursele noastre digitale, nu doar referindu-ne la cele din domeniul public, dar și cele protejate de drept de autor? Actualmente declară în bibliotecile noastre, într-adevăr, declară o stringentă necesitate ca materialele în lipsă sau desolicitate să le ofere posibilitatea de a crea fie copii în scopul conservării sau înlocuirii, sau fie a oferi un acces în domeniu, în scopul private, ceea ce numim noi astăzi și pentru studiu. Aceste momente, desigur, sunt încă difuze, acoperite de un cadru de reglementare care e deschis pentru biblioteci și totuși pe alocuri ne împiedică, poate, ca să fim mai siguri în aceste inițiative. Tendințele actuale în domeniul bibliotecilor este de a digitiza inclusiv și copiile depozitului legal, așa încât ne punem întrebarea dacă depozitul legal de astăzi ar include și acele copii născute digital de care menționam, sau cele care ar putea eventual să ia forma unei copii digitale. Reiterăm că multe din asociațiile bibliotecare la nivel internațional, dar și instituțiile în parte, aplică efectiv, aplică deschis și efectiv dreptul de autor. Recunoaște că bibliotecile au un rol crucial în supraveghere și facilitarea accesului la creșterea numărului de resurse informaționale, electronice, local și la distanță. Noi promovăm, ca bibliotecari, respectul pentru dreptul de autor și activ să apere operele protejate și să opună utilizării incorrecte sau exploatării, să zic așa, neautorizate. Bibliotecile au recunoscut pe parcursul ființării lor că au un rol important și aceasta este tot mai evident în Republica Moldova. Care ar fi, într-un fel, propunerile noastre privind respectarea dreptului de autor în aceste proiecte de digitizare? Am uitat să dau. Și tocmai am ajuns la capitolul de excepții și limitări, care mi-aș fi dorit mult să se regăsească o bună parte din ele în cadrul nostru de reglementare sau în alte acte normative care ar asigura un mecanism suficient de bun pentru ca bibliotecile noastre să facă un nou salt în domeniul digitizării. Ceea ce aș menționa domnul Constantinescu este vorba de reproducerea operelor orfane. Aceasta ar rezolva, într-adevăr, problema documentelor noastre, care, spre exemplu, deja nu mai sunt actualmente funcționale editurile care le-au editat, sau nu mai sunt acele tipografii care nu mai există și atunci aceste opere, cu siguranță, ar putea eventual să devină și ele digitizate și accesibile în mediul electronic. Ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova poate e și un aspect salutabil de țările europene, dar am trecut de la cei 50 de ani ca drept termen pentru dreptul de autor la cel 70,
Bineînțeles că noi bibliotecarii ne doream mai mult să rămânem pe linia Convenției de la Berna, pentru că ne oferea poate un aspect mai favorabil. Ei bine, poate țările europene au fost mai insistente în promovarea acestui moment. În fine, ca să vă dau aici așa, poate o deschid o paranteză, să zicem autorii care ar fi decedat în 48 astăzi, operele lor ar fi deja posibil, pasibile de digitizare. Așa încât avem 70 de ani și mai avem de așteptat. Ne confruntăm în continuare cu anumite aspecte, ceea ce țin de protecția, măsurile de protecție tehnologică. Deși bibliotecile poate asigură în acest sens accesul la aceste documente, pentru că sunt protejate prin anumite tehnici, măsuri, etc., totuși ne dorim ca acestea, aflându-se deja în domeniul, în spațiile bibliotecii, să aibă o anumită excepție și să fie accesibile. Cu siguranță, toți aici avem acces la diverse CD-uri, DVD-uri, care, probabil, nefiind dotate atât de bine ca să reziste în timp, au devenit inaccesibile pentru că acea parolă de acces nu mai poate fi returnată, deoarece a devenit și ea cumva într-un fel o operă orfană, s-ar putea. Și atunci ne-am dorit foarte mult ca această excepție să ne fie oferită. La fel, ceea ce menționam ca o excepție, mi-aș fi dorit enorm de mult și consider că colegii din cadrul Camerei Naționale ar deschide poate și un subiect de discuții cu privire la organizarea depozitului legal și în format electronic, pentru că acestea ar permite ca operele publicate să fie facilitate sau să fie cu un acces mai deschis comunității. Ceea ce am și menționat anterior, că ne-am dorit enorm de mult ca educația și studiul în auditoriul instituțiilor de învățământ să devină cu adevărat moderne prin faptul că pot oferi acces la resursele electronice, baze de date, deja la materialele protejate de autor. Bineînțeles că vorbim aici dintre excepții care să respecte dreptul de autor, dar și să ne faciliteze și să ne asigure nouă bibliotecilor un rol mai important în furnizarea accesului la informație. Momentul salutabil pe care trebuie să-l spun și aici este faptul că în legea cu privire la dreptul de autor s-a regăsit acea excepție anterioară nepusă în funcțiune cu privire la asigurarea informațională pentru persoanele cu dizabilități. Și datorită faptului că țara noastră a ratificat acel tratat de la Marrakeș, iată, tocmai a deschis această oportunitate pentru bibliotecile noastre ca să poată, într-o formă anumită, transfera informații pe care noi avem în formatul tipărit și în cel electronic, dar accesibil unui acest grup de persoane. Cred eu că evenimentul de astăzi ne va face ca noi să reflectăm și asupra acestui moment cu privire la poate realizarea unui studiu de fezabilitate, pentru că am observat și colegii din România au deja un astfel de document privind prezervarea și digitizarea resurselor bibliotecilor. Aceasta ne-ar asigura pașii concreți privind digitizarea conținutului nostru digital, dezvoltarea poate a unui mecanism care ar elimina anumite aspecte restrictive pentru moment pentru bibliotecile noastre și de ce nu mi-aș dori enorm ca unul din aceste aspecte cel puțin să se regăsească într-un program de digitizare distinct pentru biblioteci, pentru întreg sistemul de biblioteci din țară. Mulțumesc pentru atenție și dacă ați avea careva întrebări vis-a-vis de cele relatate, cu mare drag vă răspund. Deci, aș vrea să precizez un moment. Deci, ceea ce ține de arhiva digitală, de publicațiile digitale, de fapt, ele sunt afișate pe pagina web a Camerei Naționale a Cărții în rubrica publicații. Noi am început să le afișăm online, dar deoarece este un proces
cam anevoios de prelucrarea datelor și de afișare, am început cu colecția Basarabeana și colecția Bibliografia Națională anii 1924. Deci ele sunt cu acces deschis, fiecare poate să a fost făcut și un anunț. De fapt, pentru cei care urmăresc pagina, a fost sub curent. Fiecare poate să acceseze publicațiile respective, să le vadă, să le citească. E, într-adevăr, un aspect laborios ce ține de digitizare și toate aceste documente pe care Camera Națională, într-adevăr, la nivel instituțional le-a creat, vor fi și sunt accesibile la moment pentru întreaga comunitate. Mă refeream aici la copiile de depozit legal care în unele țări sunt deja parte a acestui domeniu. Și aici poate am putea dialoga vis-a-vis de aspectul sunt paginile noastre web care nu mai sunt accesibile în anumite perioade, sunt cumva depozitate undeva și vor fi ulterior pentru prosperitate sau gardate. Probabil aici cred că sunt multe de discutat și multe alte documente electronice create ar putea fi parte a depozitului legal electronic, pentru că țările europene deja lucrează asupra acestui aspect. Aici mă referam și îmi puneam întrebarea dacă noi putem gândi atât de progresist ca să reușim poate să salvgardăm documentele deja născute digital pentru generațiile viitoare. Păi de asta și ziceam că toate documentele digitale nu se păstrează doar pe serverul instituției, sunt păstrate adițional pe încă 5 servere, deci pentru orice eventualitate, plus deja copia fizică pe un hard anumit. Ok, atunci sunteți pe care de dreaptă. Dacă pot să încercăm, pe Procarul, Institutul de Dezvoltare a Societăților Naționale. Suntem și noi parte acestui proces. Pare foarte bine că s-au făcut unele studii, analiză SWOT, care s-au făcut studii utilă. Aș propune să reflectăm asupra unui subiect. De ce nu s-a venit cu o inițiativă la ministerul nostru cu nume atât de frumos al educației, culturii și cercetării, să fie gândită o infrastructură, nu 100, pentru așa o țară, pentru digitizare, care ar fi mobilă astăzi în entitatea X, mâine Y, mâine Z. Ea va fi parte și a infrastructurii de cercetare. Acum se discută programul național de cercetare de dezvoltare. Ar putea să se regăsească, iar știința deschisă este un subiect cu component foarte specifică și acest deschis exact se încadrează perfect. Ar fi foarte bine dacă bibliotecile s-ar gândi la acest subiect pentru a include, vor fi probabil în curând spre discuții publice acest document, ca să avem o infrastructură pentru digitizare. Tot un subiect care se discută acum prioritățile de cercetare. S-a menționat foarte frumos aici. Bibliotecile deja sunt entități de cercetare. Adică vrem, noi nu vrem, ele sunt parte de acest proiect. Haideți, poate și bibliotecile ar putea să vină cu unii priorități care să se regăsească undeva la tot acest mecanism. Încă o idee care noi o promovăm și eu personal, o promovez ca tot conținutul științific în special, generat din bani publici să fie în acces deschis. Ca noi avem o etapă este pentru a digitiza ceea ce este deja aproape uitat și să avem grijă, și aici a fost foarte discutat de dumneavoastră, ce se întâmplă, ceea ce s-a născut deja digital. Adică, iarăși, nu avem nevoie de 100 de entități, 100 de, dar să avem un mecanism care să funcționeze. Este și Camera Națională a Cărții, Biblioteca Națională. De fiecare bibliotecă în parte s-a făcut mult, dar acum haideți să lucrăm cumva toți coordonat.
Vă mulțumesc. Întotdeauna, mulțumesc, domnul Codocar, întotdeauna domeniul practic bine să ajute și domeniul politic, în cazul dat, și poate și cel academic referent la aspectul de cercetare. Și în cazul dat, bibliotecile cu adevărat au reușit să facă un salt de studii de mare în acest domeniu. Și mi-aș bucura și eu ca ministerul nostru de resort să insereze în documentele deja, să avem și ca un suport național rigid, așa, care să ne permită nouă să avem toată încrederea și să facem acest baze de date, biblioteci electronice, cu acces deschis la documentele deja născute digital. Cred eu că suntem în 2018 și spre final de an avem multe încă întâlniri profesionale care poate cu prezența reprezentanților din ministerie ar putea poate să ne ajute, să ne faciliteze ca mesajul dumneavoastră să ajungă la ei și cele discutate aici la fel. Și poate într-adevăr găsim niște soluții ca această inițiativă de acces deschis să ia amploare și să fie prinse aici, de ce nu, și poate bibliotecile școlare, care fac și ele au anumite reușite pe acest segment. Alte biblioteci departamentale și așa mai departe, care la fel ar putea să fie prinse în acest proiect, și de ce nu și bibliotecile publice. Am eu doar o singură completare. Nu e o întrebare. Nu uitați faptul că Moldova este un stat asociat Uniunii Europene. Deci, deci gândiți-vă că toate proiectele de colaborare posibile și imposibile sunt deschise, sunt rămase, țin numai de capacitatea de a coopera împreună. Ceea ce la noi, la români în general, cât moldoveni, cât români, avem o problemă istorică. Deci, din acest punct de vedere, suntem și norocoși. Exact. Și în al doilea rând, chiar menționat de faptul că noi avem câteva lucruri în ceea ce privește dezvoltarea unor capacități de depozit digital. Chiar am avut o lege în Parlament care a ieșuat succes, dar pentru că a fost concepută prost pe consultarea specialiștilor, dar am avut astfel de inițiativă și mai avem în strategia Asociației Bibliotecilor Bibliotecilor Publice, noi am conceput strategia, eu sunt unul din creatorii strategiei, am conceput-o pe pilon, iar al patrulea pilon este cel digital. Puteți accesa documentul pe internet să vedeți ce înseamnă pilon digital din perspectiva unor biblioteci publice la noi. Că am vorbit mult și s-a făcut ușurel că tinerul și mai deloc, asta este o altă poveste, dar există posibilitatea de a dezvolta și de a croșeta împreună. Poate împreună, ar fi grozav. Noi suntem cu ochii de dumneavoastră ca țară, când vedeți aveți reușite foarte mult. Da, nicio presiune, mulțumesc. Da. Vreau să menționez că noi colaborăm cu proiectul Corola, am început acum o inițiativă pentru a ne apropia. Super, super. Chiar vă invităm. Ceea ce ați realizat în Republica Moldova înainte de România, eu student fiind și uitându-mă cu multă uimire așa, chiar ne-a stimulat foarte mult, pentru că poate aveam nevoie de un șut. Bun. Prezentarea sună pompos. Oarecum, activitatea bibliotecilor și excepțiile la copilării lucrurile sunt ceva mai simplu și am încercat să prezint într-o lumină mult mai simplă, amestecată cu povestea revizuirii directivei pentru copyright, dar amestecată și cu zona digitală. Chiar dacă oarecum accentul aș fi vrut să fie pe partea tradițională, am realizat că totuși se leagă, trebuie făcut o punte cu sfera primei prezentări din prima bucată a zilei. Bun, despre ce vorbim de fapt? Începând cu acum vreo 600-700 de ani în urmă, lucrurile au luat o
în sus, pur și simplu, ca numere, nimic altceva. Nu vă gândiți calitativ sau luați-o pur și simplu la număr de bucăți. Contabilicește așa. Câte unități bibliografice avem? Atâta și merge așa. E la 1500, exact așa merge. Problemele se complică sau s-au complicat fix din momentul în care a apărut prima dată. Fiecare a vrut o bucățică să stăpânească respectiva poveste. Începând de la regi care și-au dorit să țină cârghiile publicării, pentru că, bineînțeles, cartea însemna lumină și se face bine, până după aia la ghilde care au avut scopul lor de a obține privilegiile publicării. Undeva în 1556, nu prea târziu după ce a început povestea cărții, s-a trezit și o ghildă care avea privilegiul de a tipări și care a pus monopol în Anglia, a pus monopol asupra publicării. De ce aduc exemplu englez în lumina dumneavoastră? Pentru simplu motiv că s-a întâmplat ceva foarte important odată cu apariția noii prevederi de copyright sau primul act al copyright-ului, să-i spunem așa, modern, statutul reginei Ana, s-a întâmplat o modificare care a dat prima linie modernă în ceea ce privește acceptul de copyright. S-a trecut dreptul de autor din zona gildei stationers, care a dat dreptul absolut asupra publicării, s-a trecut dreptul de autor în buzunarul autorului chiar. Ei știind foarte bine faptul că de fapt au nevoie de o editură și de o presă ca să-și publice cărții. Dar acesta a fost târgul. Regina Ana săracă n-a nicio implicare în povestea asta. Cine are implicare direct a fost un mare vizionar și un luminist, John Locke, care a presat foarte mult către Parlamentul englez, explicându-le faptul că autorii nu câștigă absolut nimic din faptul că li se ia fructul muncilor absolut integral de către o ghildă de oameni care au puterea de a tipări, de a trage la presă. Ei, asta este modernul, asta este zona de modernitate care s-a întâmplat la 1700. Faptul că drepturile au fost trecute chiar la cei care crea opera. Foarte important. Mie mi se pare WIPO, nu știu dacă știți ce este WIPO. WIPO este o organizație internațională, Consiliul de Centru la Geneva, și care are drept misiune de a aduce un echilibru și de a impulsiona creația prin gestiunea la nivel mondial a drepturilor de autor. Dacă veți avea curiozitatea, o să găsiți în foarte multe documente WIPO problema bibliotecilor adresată în mod direct. Sunt convins că aveți foarte mult timp serile de noapte, târzii, de iarnă, când nu aveți absolut nimic de făcut și când veți spune, hai măi să accesez eu pagina asta de la WIPO. Dar oricât de bizar ar părea, curiozitatea vă va fi răsplătită. De ce? Pentru că veți vedea trăsături, cel puțin în legile țării proprii, chiar de acolo. Mai este un motiv pentru care am adus acest pasaj și această captură de ecran, care pe mine mă face să zâmbesc uneori. Este faptul că toate chingile drepturilor de autor sunt făcute și croite cu scopul de a promova inovarea și creativitatea. Asta pe mine mă face să zâmbesc și mi s-a părut foarte important să vă aduc acest lucru în fața ochilor, pentru că și statutul lui Ana, tocmai de asta s-a născut. Ca să încurajeze oamenii învățați să compună și să scrie. Deci, oricât de bizar ar părea, un ham pus și un căpăstru peste noi, acest drept de autor, în sine, la rădăcină, de fapt, are rolul de a încuraja creativitatea și inovarea. Și bizareria este și mai mare, că și reușește. Chiar asta face. Altfel ar fi haos.
nu vă mai torturez. V-am torturat destul. Dar, în schimb, tot dintr-un studiu am să aduc niște cifre. Lucrurile în ceea ce privește generațiile care se ridică în acest moment, am și menționat și am pus un accent deosebit în prima parte, asupra faptului că se consumă foarte mult video. Deci lucrurile migrează de la suportul tradițional, așa cum eram învățați noi să scriem, să ciclim și să ne folosim de această sferă de manualitate, de fapt, pentru a atinge informația și de a ne-o însuși, se trece într-o zonă mestecată. Totul este puțin mestecat, ușor digerat și rapid de primit. Așa că noile generații în acest moment nu trebuie, Doamne ferește, socotite greșit, ci pur și simplu asta se întâmplă. Sunt cei care consumă cel mai mult aceste noi media. Poate că trebuie venit ca activități de bibliotecă, ca activități de specialiști în domeniul informării, să venim în întâmpinarea acestor cerințe. Vom vedea cum. Dar mai este un lucru foarte interesant. Toți acești tineri, eu incluzându-mă pe mine însumi, sunt obișnuiți de toate serviciile online cu anumite obiceiuri. Obiceiul de a descărca este primul. Al doilea obicei este cel de a face streaming, de drumul pe Netflix, dacă are abonament, dacă nu, de drumul de la un magazin de noapte, nu-ți disponibil. Și au acces la aceste media. Acestea sunt niște obiceiuri formate de companii. Bibliotecile n-au decât un singur obicei. Cel de a crea evenimente și de a pune la dispoziție spațiu. Este prin ca împreună, cu toate strălucirea pe care am dobândit-o în practica de zi cu zi, să creăm obiceiuri. Poate noi. Nu știu, exact, nu știu, noi am, cel puțin noi, pentru o perioadă de timp am făcut parte din bordul care conducea Asociația Națională de Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. Și am încercat din răsputeri, pe un final de proiect, așa cum aveți Novateca, am avut noi în Biblionetul, în România, am încercat de răsputeri pe final de proiect să creăm aceste noi obișnuințe fiind angrenați deja într-un alt fel de paradigm, într-un alt fel de practici. Mi s-au arătat lucruri noi, așa cum le aveți acești noastre. Poate și-ar gândi diferit. De asta spun că și noi în România am încercat lucrurile astea. Ar trebui să încercați, beneficiind de experiența colegilor din Novateca, să încercați și voi acest lucru. De ce? Pentru că tocmai asta se întâmplă. O cifră de 72% de tineri înseamnă o cifră de 72% de cititori pierduți. Bătălia în acest moment nu este pentru număr de cititori înscriși, neapărat, ci pentru timpul lor. Iar dintre cei dintre dumneavoastră care aveți copii, sau cei care lucrați în mod direct cu copiii, cred că ați observat, de fapt, care este bătălia reală, ca părinte, ca tutore, ca educator. Bătălia e pentru timpul și atenția respectivului copil. Din nefericire, companiile au capacitatea de a crea obișnuințe care câștigă acest timp. E timpul și mediul de care se schimbă în povestea asta. Să ne întoarcem un pic la bază. Dimineața v-am torturat cu povestea operei. De fapt, tot ce se creează și tot ce se va crea, se va numi opera într-un fel sau alt. Din nefericire, folosindu-se tehnologiile noi, sau ceea ce se numește acum Open Web Platform, asta înseamnă puțină programare, puțină media, puțin text, un fel de a prezenta aceste lucruri, tot la ambalajul acesta care se numește Open Web Technology, creează un produs, o operă, la final, care nu mai este o chestie așa cum o cunoaștem noi. Nu este un tot unitar sub forma unui calup identificabil unic care poate fi despărțit cu greu.
În nefericire și din, sau din fericire, începând din ce în ce mai mult, operele devin agregate. Agregat de text, cu imagine, cu puțin cod și cu un mod gândit să fi prezentat tot. Astea sunt viitoarele resurse, niște agregate. Problemele se complică unde? În momentul în care părțile agregatului trebuie gestionate din punct de vedere al drepturilor de autor. Cum gestionez? Care este relația drepturilor de autor a unei imagini cu sunetul și cu textul într-un agregat pe care îl numim operă? Cum educi copiii în bibliotecă sau cum îți educi profesorii care vor să creeze resurse educaționale deschise, cum îi educi să armonizeze și să reconcilieze drepturile de autor ale părților. Deci lucrurile se complică din ce în ce mai mult. Opera, așa cum o știam în format tradițional, avea capacitatea de a-ți oferi o unitate. O unitate bibliografică identificabilă după perceptele noastre a specialiștilor de până acum. Lucrurile s-au complicat. Și oarecum bine. Știți de ce? Pentru că cei care au gândit internetul, printre care Tim Berners-Lee, au ajuns la concluzia că, de fapt, viitorul este a unor resurse, care o resursă devine contextul altei resurse, care relația dintre astea două resurse devine contextul a unei a treia. Și tot așa. Deci lucrurile se schimbă radical. Dar conceptul de operă rămâne, pentru că este o reflexie a creației, pur și simplu. Cineva a făcut chestia aia. Până când o vor face agenția automat sau semi-automat, va trece ceva timp. Bun. Bibliotecile, în momentul în care își gestionează resursele, fie că sunt agregate, fie că sunt în format tradițional, în ceea ce privește oala asta a drepturilor de autor, beneficiază și își întemeiază serviciile pe niște lucruri foarte interesante care se numesc excepții. Dacă nu ar exista excepții, nu am putea pune la dispoziție ceea ce avem în fond. Dar excepțiile în ceea ce privește relația lor cu cadrul legal, cu restul cadrului legal, este exact ca zicala cu libertatea. Libertatea mea se termină unde începe libertatea ta. Este exact același lucru. Deci activitățile bibliotecii trebuie să desfășoare în cadrul și limita excepțiilor care nu vor încălca niciodată dreptul pecuniar al autorului, al creatorului. Rețineți chestia asta. Pentru că știți de ce? Vor fi mici exerciții pe care le veți face individual sau veți confrunta cu ele, prin care îți pui întrebarea automat. Băi, dacă fac chestia asta, cui încalc dreptul? În rest, orice este permis, dacă faci treaba asta. Mă rog, cu puține, așa, luat mai de la 10.000 de metri. Și ceea ce este permis, sunt tot atâtea bucătării, sunt tot atâtea meniuri de pește. Literalmente, ce mi este permis? Îmi este permis să fac copii pentru cercetare. Îmi este permis să citez. Îmi este permis să le dau utilizatorului cartea de consultare la pupitru sau în sala de lectură. Îmi este permis să împrumut cartea. O chestie care va fi din ce în ce mai pusă sub discuție, pentru că există o directivă care se referă la împrumut, chiar la împrumut. În Europa, unele țări respectă treaba asta, chiar Anglia, și v-aș recomanda exemplul Angliei, dar rețineți cum se numește, Public Lending Rights. Drepturile de împrumut public. Care spun foarte scurt așa și de deasupra, operele gestionate de societatea colectivă, vă spun prin prisma unui exercițiu, operele gestionate de o societate colectivă X, a căror instanțe sau a căror unități bibliografice se află în biblioteca Y, pentru asta vă rog să-mi plătiți 0,03 eurocenți în fiecare lună. Se întâmplă în Anglia, în țările scandinave, se plătește. Aceste sume se plătesc. Și nu-i de glumă. În România am avut nenumărate dezbateri cu societățile colective, încercând să ne sensibilizeze asupra acestei directive și să luăm măsuri noi ca asociații profesionale, să-i ajutăm pe ei să-și
Noi nu am avut nicio tragere de inimă în sensul ăsta, dar asta nu înseamnă că nu trebuie respectat. Se întâmplă. Care sunt excepțiile? Astea sunt. Știți de ce vi le-am pus atât? Vi le-am pus pe toate din directivă. Dar știți de ce vi le-am pus? Pentru ca să vedeți că este un cadru larg. Nu suntem constrânși. Putem face foarte, foarte multe lucruri. Iar în textul directivei noi avem și mai multe libertăți. Pentru că suntem considerați unități de cercetare. Suntem considerați unități de educație. Să vedeți ce excepții au pe zona de educație. Splendid. Splendid. Astea sunt cele care sunt în momentul ăsta. Nu-s puțin. PLR deja v-am povestit. Nu știu cum... Bine, în ceea ce privește statele care au o capacitate de plată mai mică în zona culturii, PLR-ul nici nu se pune în discuție. Pentru că, de fapt, de cele mai multe ori, PLR-ul este constituit ca și mecanism de plată la nivelul ministerilor. Bineînțeles, bibliotecarii și bibliotecile sau consorțiile de biblioteci strâng datele statistice și le trimit ministerului în baza care se fac plățile. Și este un mecanism civilizat atâta vreme cât ți-l permiți. Este exact ca o mașină nouă de o marcă foarte strălucită. Câte vreme îți permiți, este ok. O altă poveste care încă nu e rezolvată și sper, cel puțin personal sper să se rezolve în favoarea bibliotecilor și în favoarea noastră, specialiștilor din domeniu. Operele care au ieșit din circuitul comercial. Am vorbit dimineața despre operele care sunt și v-am terorizat. Cu operele orfane. Mai este o categorie care este introdusă ca specificație în directiva operelor orfane, care se referă chiar la aceste opere ieșite din circuitul economic. Pentru că s-a dovedit, practic, faptul că sunt multe, multe dintre ele pe care le avem în colecții, dar pe care nu le putem folosi sub nicio formă, pentru că nu știm de unde să luăm editura. Autorii le-au dat cu notă de donație, nu au vrut să intre niciodată în regim comercial. Să spunem lucrările de diplomă sau lucrările de doctorat. Lucrările de doctorat sunt un lucru de braci, știm cu toți. Sunt o grămadă de cazuri de-astea la limită și zonă gri a existenței lor privită prin prisma circuitului comercial, care introduc acele opere într-o zonă puțin sau aproape imposibil de controlat din punctul nostru de vedere. Adică le ai în fond, le știi, este o unitate bibliografică, o unitate de contabilitate, dar nu poți să faci nimic cu ea. Se va rezolva și acest lucru. Există un memorandum de înțelegere în acest moment. El va fi rafinat prin textul noi directive de copyright și sper că se va soluționa în favoarea noastră, apropiat ca mecanism de operele orfane. Sper. Dacă nu, la momentul digitizării ne vom trezi cu foarte multe resurse care vor intra în zona dark, arhiva dark, întunecată. Dar ar fi păcat. Și prin prisma mecanismelor de TDM, Text and Data Mining, de exploatarea textelor și a datelor, acei algoritmi automați sau semi-automați vor scoate informații relevante din aceste opere, dar nu vor putea fi niciodată prezentate publicului. Deci ei își vor face treaba automat, dar nu vei avea tu, ca specialist, niciodată siguranța că este ok ce-ai făcut. Se va rezolva și asta. Nu mai. Bun. Mai este un mecanism foarte interesant la care aș vrea să vă fac atenți, pentru că vine și probabil se va rezuma în practică și la dumneavoastră ca va fi preluat de AGEP. E posibil. Pentru că este un mecanism de rezolvare a conflictelor, oarecum. În noua directivă există acest articol 14, dreptul la transparență. În momentul ăsta
mult până acum am privit și v-am privit ca niște specialiști din zona bibliotecilor publice. Acum am să încerc totuși să intru și pe zona de științifice și universitare. Articolul 14 vine să reglementeze o zonă în care cercetător sau autor își cereau drepturile în ceea ce privește folosirea articolelor științifice sau cărților cu conținut științific de către agenți asupra căror nu aveau control. Un caz practic. Eu, cercetător, îmi dau un articol unui mare, unei mari baze de date care îmi pune un indicator și îmi dă un indicator pe care eu îl raportez anual la Comisia de Evaluare Națională, dar în schimb, respectiva bază de date, mare corporație, îmi ia cercetarea mea și o vinde la pachet cu multiple alte cercetări, făcând un profit uriaș. Articolul ăsta vine să reechilibreze balanța spunând în felul următor. Cine va avea drepturi de exploatare asupra respectivelor opere, trebuie să raporteze transparent folosirea lor. Și atâta vreme cât sunt folosite intensiv, respectiv autor să aibă dreptul la remunerație. Un lucru care nu s-a întâmplat până acum, pentru că, v-am spus, ăsta este circuit. Ca să obții acel indicator, să primești bani la Ministerul Educației, trebuia să scrii, să trimiți, să vedea indicatorul, tu îți făceai treaba, numai pe cel care primea output-ul tău științific de valoare, făcea bani foarte mulți. Dar există un clench. Există un catch la povestea asta. Și catch-ul se referă la primele cuvinte. Acea remunerare, acest mecanism trebuie să fie proporționat și efectiv. Și aici, datorită principiului subsidiarității cu care am încheiat prima prezentare, va fi lăsat la latitudinea statelor membre să decidă ce înseamnă proporționat și ce înseamnă efectiv. Și dacă se va merge mai departe și statele membre vor considera că aceasta este de domeniul agențiilor de gestiune colectivă sau agențiilor care se ocupă de dreptul de autor în țara respectivă, este posibil să te trezești cu niște mecanisme care vor decide foarte interesant ce înseamnă proporționat și efectiv. Și iar nu primești nimic. Bun. Să mergem un pic înapoi la cifre. Cât cumpără, pentru că vorbim de drepturi de autor, cât cumpără bibliotecile? Și asta e o cifră din anul 2013. Ceva mai vechișoară. Dar este cam singura care am zis-o relevantă pentru ceea ce vreau să vă prezint. Cât cumpără bibliotecile în general în Europa? Cam în jur de 5 miliarde de euro. 5 miliarde de euro sunt bani foarte mulți. De fapt, ce se cumpără? Se cumpără drepturi de autor în valoare de 5 miliarde. Luați-o invers. Nu luați ca valoarea unității bibliografice pentru a ne îndeplini rolul nostru de echilibru în societate. Pentru că bibliotecile au un rol de echilibru. De fapt, ceea ce cumpără, cumpără un calup de 5 miliarde de drepturi de autor care trebuie gestionat. Și acum tăiați zona de tradițional și gândiți-vă doar la zona de digital. Că au început bibliotecile să cumpere cărți electronice. Au cumpărat servicii de acces la bazele de date științifice. Deci toate pachetele astea vin cu problemuțele lor legate de drepturi de autor. De asta trebuie să fiți foarte atenți să începeți să înțelegeți micile subtilități sau cadrul măcar general. Pentru că în momentul în care cumperi, cumperi și povestea. V-am pomenit despre directivă, directiva care reglementează PLR-ul. Aceasta este cea din 2006. Directiva pentru dreptul de autor nu va adresa problema PLR-ului. O va lăsa așa. Să vă luați din cap că se va rezolva și problema împrumutului electronic. Dacă vă puneți speranța, nu. Nu e cazul. Și, într-adevăr, problema a fost pasată bibliotecilor. În România am
personal am o colaborare cu o bibliotecă din Transilvania, cu care încercăm să venim în întâmpinarea cerințelor unor utilizatori de a avea acces la cărți publicate de biblioteci pentru ei. Bibliotecile, după cum am pomenit, vor fi creatori, dar sunt creatori, nu că vor fi. Creează ghiduri, materiale de educație, videoclipuri mici, deci sunteți și creatori, nu sunteți numai niște manageri și niște middlemen ale serviciilor. Ei, și acești, o parte din utilizatori au cerut un serviciu prin care să le poată fi gestionate cărți electronice. În momentul ăla s-au riscat o grămadă de discuții și încă sunt o grămadă de discuții în România, cum să facem asta? Legal. Una din posibilități pe care o încă mai pilotăm este de cumpărarea serviciilor de împrumut electronic. Și să lăsăm serviciile de împrumut electronic să spargă capul cu povestea dreptului de autor. Dar, din punct de vedere legal, în ceea ce privește cărțile electronice pe care le veți cumpăra, și o să vedeți din ce în ce mai multe servicii care își vor muta output-ul, rezultatele, operele și le vor muta, sau măcar au alternativa digitală la operele în format tradițional, o să vedeți că veți fi forțați, pentru că evoluează lucrurile, să le cumpărați într-un format digital. În momentul ăla când le cumpărați digital, nu cumpărați doar unitatea bibliografică în sine, ci cumpărați și pachetul de probleme de copyright. Pentru că ce v-am spus la început, deschizând acest expozeu, când cumperi o operă digitală, nu mai este o unitate. Este un compus. Este textul plus imaginea plus sunetul plus modul de aranjare. Pentru că să știți că există copyright și pe modul în care este aranjat un lucru. Bun. Dacă lucrați, și lucrurile devin un pic mai complicate, și aici o să încep să trag linia, încercând să discutăm puțin. Dacă lucrați în zona de cercetare, există un nou membru al familiei de celor care se joacă cu datele. Există o pletoră întreagă de persoane care, sau de posturi, care au un rol important într-o instituție în ceea ce privește responsabilitatea vis-a-vis de date sau cum sunt gestionate datele. Ultimul dintre ei și cel mai interesant membru al familiei este bibliotecarul de date. Acest personaj nou, relativ nou, pentru că el a existat întotdeauna, nu există altă nu există meserie pe planeta asta alta ca a noastră, să aibă capacitatea să organizeze informații. Nu există. Chiar și ceilalți împrumută practicile noastre. Chiar dacă o știu sau nu. Ei, acest nou membru de bibliotecarul de date are misiunea sa, cel puțin în momentul ăsta, de a oferi tot suportul celor care produc date, cercetătorii de obicei, să pună datele și să le contextualizeze într-un depozit digital. Se constituie un data management plan, care este, de fapt, un fel de carta datelor unui depozit digital. Cum se depozitează datele, care este perioada de acces, care este perioada de prospătare, care este perioada de... și tot așa. Toate aceste răspunsuri vor trebui date de acest nou personaj, data librarian, care încet își face drumul. Ei, o parte dintre dumneavoastră sau generațiile noi de bibliotecari care am înțeles că vin din urmă repede în Republica Moldova, s-a rezolvat cazul generațiilor noi, unii dintre ei vor fi acest personaj. Acum, uitați-vă și dacă aveți șansa, modelați-i să înțeleagă rolul lor. Și acum, întrebări, dans. Carnețelul meu e deschis, am o grămadă de nume în carnetul de bal. Dumneavoastră ați făcut precizire la declarația directivă privind copyright-ul. Da. Ați menționat articolul 14. Da. Dar ați putea să menționați și articolele 11 și 13, foarte controversate, în ce măsură ele
ar fi afectat citatea bibliotecii. Da. Hai să iau alta. Să iau foarte ca expresie practică. Ați auzit de săptămâna codului? Este o săptămână europeană dedicată scrierii de cod sau învățării copiilor să a primilor pași în zona de programare. Mare parte din activitățile dedicate acestei săptămâni a codului la nivel european se desfășoară în biblioteci. Resursele generate în biblioteci rămân de obicei în gestiunea bibliotecii. Sau un concurs de poezie. Sau un concurs de proză. Output-ul respectiv al respectivului concurs rămâne gestionat de bibliotecă. Deci toate aceste produse vor trebui cumva manageriat. Prin prisma articolului 11 și 13, mai degrabă 13, cu 11 am să vin la el, acolo e o bătălie imensă, tot acest output, fie artistic, fie științific, va trebui să fie, dacă vrei să-l pui la dispoziția publicului, ceea ce este misiunea bibliotecii pentru biblioteca este un spațiu public, va trebui să treacă prin niște filtre automate. Și este posibil ca un copil care a luat o resursă cu o licență deschisă de pe internet, un GIF cu o pisică care mi-a una și un fragment din Mozart care este pus la dispoziție gratuit de nu știu ce formație, interpretat de nu știu ce formație și puse împreună la un concurs să nu poată fi acceptat de către o platformă pe care tu dorești să o folosești pentru a exprima conținutul online. Deci se pot întâmpla lucruri de astea. Absolut abominabil. Încercarea de a filtra tot conținutul încărcat de un utilizator, fie că este din biblioteci, fie că e public, indiferent ce faceți, limitează grav și aduce atingere drepturilor fundamentale ale omului. Nu există algoritm automat sau semi-automat de prelucrare a informației care să nu dea greș. Nu există infalibil. S-au testat niște algoritmi la un moment dat, exact o pisică, un fragment muzical. Și au ajuns la concluzia că fragmentul este sub copyright a MGM-ului. Deci râdeau toate curcile. Nu este infalibil și nu trebuie să existe așa ceva. Mai bine mergi pe zona de educație. Educă-ți publicul. Spune care sunt limite. Spune cum să se exprime ca să nu încalce drepturile altora. Nu introduce niște filtre că s-ar putea să ajungem la Ministerul Adevărului foarte curând. Articolul 11, legat de taxa pe link. Așa este taxa pe link. Este o discuție enormă în sensul că bine, s-a încercat să se meargă de la Google News, care de obicei agregă informațiile de știri, luând un fragment, titlul informației care o caută cu motoare automate de căutare, cu motoarele sale, ia titlul, dar mai ia și ceea ce se numește în limbaj tehnic snippet, un fragment, prima frază, patru cuvinte. Legislatorul european a fost foarte deranjat de acest lucru. Bine, a fost o problemă legată de viziunea germană asupra poveștii, unde de altfel a dat greș. Aplicându-se legea în Germania și în Spania, s-au rugat după aia editurile și organismele de gestiune colectivă să renunțe Google-ul, să-și reia serviciile în mod normal, așa cum o făceau. Dar alte puncte de lobby au ajuns la performanța de a impulsiona legislatorul să ia în considerare această taxă pe link. De fapt, ceea ce se dorește este eliminarea acelui snippet, acelui fragment de text. Problema este în felul următor. Că nu poți să elimini chiar tot, pentru că chiar linkul unui articol este chiar prima frază sau a doua. Sunt probleme de genul ăsta. Și vă mai spun o chestie, din punct de vedere al specialiștilor, noi care lucrăm în biblioteci, îmi pare rău, dar asta este un citat clasic. Intră la excepții fără nicio problemă. Este un citat. Eu citesc textul. Dacă aș lua și aș scrie un articol științific și aș lua fragmentul, link-ul și primele două fraze le pun în ghilimele și după aia dau citarea în același lucru, pentru asta a fost creat netul, fraților.
De asta există controversa asta, probabil că va trece, dar va trece într-o formă diluată, așa edulcorată, care să lase la latitudinea statelor membre să reglementeze ceea ce va conduce la unii. Dar articolul 13 trebuie să dispară. Se creează Ministerul Adevărului. Și în încercarea de a reduce, așa zisa piraterie, care este un termen inventat, de a reduce încălcarea drepturilor de autor de către populație și de a lovi platformele care permit încălcarea drepturilor de autor, se va ajunge la situația foarte interesantă în care toți vom trebui să plătim abonament la algoritmii de filtrare puși la dispoziție de ghiciți și de care platformă. Deci e fantastic. Trebuie să plece neapărat. Ar fi o bătălie pierdută care ar conduce la niște situații absolut imprevizibile, chiar și pentru noi bibliotecari. Am un citat clasic la mine din țară. Altă întrebare? Da, pentru cei care nu știu, este un politician al nostru care a făcut o mică gărgăriță, așa spune. Încercând să replice unei presei cu foarte dură, așa, și bătând cu ceva. Și de fiecare dată când este un moment așa de tăcere într-o conversație, spune, mă, dă-mi seama. Din m-ar interesa să aflu problemele practice cu care voi v-ați luptat, pentru că aș învăța și eu la rândul meu și l-aș duce la colegilor mei mai departe. Ați avut... vreau să vă întreb la GEPI. Aveți cumva un mecanism de rezolvare amiabilă a conflictelor? Ați lucrat cu acest mecanism voi, dacă există? Da, este vorba despre comisia de inginerie și arbitrajul specializat pentru conflicte. Și ați avut cazuri legate de... Din păcate, nu am avut cazuri, deoarece conform de legătură legate, angrepările se trebuie să investiți o astfel de soluționare a conflictelor. Însă, de multe ori, părțile preferă soluția pe care își victorească. Aha. Da. Bun. Bun. O să închei cu adevărat menționându-vă faptul că urmează săptămâna accesului deschis. Accesul deschis este o temă care mi-a fost foarte dragă mie, personal. M-am implicat foarte mult în țară. Este legată în mod direct de copyright și încercați să contribuiți cât puteți, pentru că este vorba despre a pune valoare acolo unde este luată de alții. Și alții însemnând servicii obișnuite să ia valoarea celor care o pot, care pot să beneficieze după urmă. Vă mulțumesc tare mult și frânz! Stimați participanți, vă invităm să continuăm seminarul de astăzi. Acum, urmează compania de discuții. Subiect actual al acestei chestii este digitizarea patrimoniului cultural și care protejează drepturile de autor. Vă invităm să știți mai rapid, să reziți cu întrebări, soluții, poate și recomandări. Să începem.
domină de ceva timp, privind colaborarea bibliotecilor cu diverse structuri în vederea extinderii proiectelor, inițiativelor de digitizare. Și tocmai domnul Cojocaru pusese niște accente în momentul când avusese în prezentarea și dacă am putea să mergem pe acest segment, poate, vis-a-vis de acest subiect. Ce ziceți? Mai prezintă interes sau nu? Pentru că foarte mult bibliotecile și publice universitare colaborează cu Institutul pentru Dezvoltarea Societății Informației și ca urmare acestui seminar poate au venit și alte idei și ar fi bine poate să le dezvoltăm aici. Vă mulțumesc mult pentru m-ați citat și eu deja trebuie pentru o reacție. Vă 10 ani în urmă, când s-a creat acest institut, mă întrebau o jumătate de an continuu, în fiecare lună eu raportam viziune de dezvoltare a institutului. Cineva, când mi-am făcut planul pe un an de zile, s-a apropiat un academician și mi-a spus, domnule, exact planul ăsta îl învăță la 10, nu pe un an de 10. Au trecut 10 ani și exact am avut dreptate pe acolo. Noi, în organizație, de fapt, în fiecare periodic facem o analiză a contextului și a părților interesate. A tot ce facem noi. Eu apreciez foarte mult această inițiativă AGPU, cu care noi avem o lucrare foarte frumoasă. Și dacă am spune de context, eu zic că este un context formidabil pentru a trece la un alt nivel calitativ. Și o spun de ce. Dacă există mai multe părți interesate, care simplu ar trebui noi să ne consolidăm unde noi toți știm fiecare ce facem, să vedem care este partea noastră și corabie, să avem discuții cu decidenții, adică să trecem la etapa de politic, adică de a include în documente de politici, la asta mă refer. Avem ministerul care cuprinde educația, cultura și cercetarea, ori noi când am înaintat propunerea de proiect care anul s-a sinizat și noi îi vă invităm pe toți la o totalizare, cu care ca rezultat este și acest un instrument, este instrumentul privit național care cu parte din noastră, vă mulțumim foarte mult, cu ajutorul și a dumneavoastră îl dezvoltăm și numărul de clienți mi-a părut foarte mult când domnul Constantinescu a spus este foarte important beneficiarul. Să știți că numărul de beneficiari este mult, mult, mult mai mare decât orice cifră care a menționat cineva să ocupă cu educația și cu cercetare. În țară, adică vreau să vă arăt niște statistici, pasă peste 10 milioane de interogări. Asta este un element, o cifră foarte frumoasă. Ar însemna, atunci am mai menționat că vrem să fie o resursă pentru educație și cultură și cercetare. De fapt, asta a făcut-o, Ministerul s-a reorganizat. Și Ministerul Tehnologiei Informației, care ne-a fondat atunci, acum se află într-o altă subdiviziune, Ministerul Economiei și Infrastructurilor, care se află mai aproape de bază. Avem Moldova Digitală, care este o inițiativă foarte frumoasă, care a fost și cu suportul multor angajați în societatea noastră, care a participat la elaborarea partea proastă, este când a fost finanțată niciodată. Și toți am raportat, dar acum este probabil momentul oportun, dacă noi ne consolidăm, să mai facem o iterație de discuții, deoarece trece din politicile noastre din 20, 30 ori, bibliotecile se încadrează perfect în dezvoltare durabilă și tot ce și se face. Și dacă am face o analiză a tuturor proceselor, cine și ce face acum, cine și ce ar trebui să facă pentru a trece la următorul element calitativ, noi suntem un promotor, inclusiv eu, a accesului deschis și avem un partener foarte fidel, AGP-ul care de fiecare dată ne consultă cum să ne protejăm, să nu trecem de cealaltă parte barierei. Și tot acum se elaborează planul național de cercetare de dezvoltare, în care există un compartiment ce ține de, cel puțin, acum este în proiect știința deschisă și accesul deschis, va fi un compartiment foarte important. Și o altă inițiativă care încă nu s-a discutat atât de masiv, dar
Există o inițiativă de specializare inteligentă a Republicii Moldova. Și ideea care mi-a venit de la acest seminar, de fapt, deja de echipă de experți internaționale au fost identificate niște nișe de specializare inteligentă și tehnologia informației este una din nișe. Energetica regenerabilă, medicina, biomedicina și farmaceutica și agro-food. Acestea sunt cel puțin patru domenii care în curând vor fi discuții de specializare inteligentă. Asta înseamnă că noi trebuie să lăsăm de la tehnologie informații cum diversificăm totuși care sunt acele elemente pentru a fi clasterizate, astfel încât să identificăm procesele cap-coap, de la idee până la produsul final și să fie mai multe procese etape. Și de fiecare dată mă gândeam, am așteptat la un seminar de instruire, cum am putea noi să legăm toate astea patru domenii. Și să știți că ideea care mi-a venit în minte este, de fapt, industriile creative. Ar putea să fie acea linie roșie. Dacă am putea noi să ne gândim, totuși cum am urmă resursa, adică potențialul maxim care avem noi, mai bine că sunt oameni care creativitatea, dacă noi am putea să o implicăm la fiecare etapă de proces tehnologic, să știți că aici ar putea să aibă de câștigat toate părțile interesante, inclusiv și bibliotecile și cetățeanul. Dar acest subiect, dacă am putea noi, tehnologie, informații, industriile creative, potențialul uman, să vedem cum identificăm diverse nișe. Avem noi pământ bun, dar țăranii sunt încă la unde vin de un spațiu informațional, piața digitală unică, adică spațiu care avem, noi avem un beneficiu foarte mare. Suntem între două imperii, avem o deschidere foarte mare prin spațiul nostru românesc către Uniunea Europeană și ex-sovietic, când și Slavona foarte bine o stăpânim, cum să gestionăm cu... Adică sunt niște beneficii care doar noi, cei de la hotarul 300 de km între astea imperii, am putea să-l valorificăm. Și un alt element care se discută la... care ar putea să-l luăm în calcul ca un plus valoare este în această reformă a cercetării, dezvoltării, se pune acest pe infrastructuri de cercetare. Și infrastructuri de cercetare partajate, accesibile tuturor. Am putea să... Noi, de exemplu, ceea ce creăm acum, administrăm o infrastructură, e infrastructură al domeniului de cercetării, am încercat de la comunicații să trecem la conținut, adică avem niște platforme care, mai departe, nu este tot ideal, dar această experiență ar putea să fie extinsă ca să creăm un element de infrastructură pentru digitizare. Și această infrastructură ar pune în aplicare acel proiect la strategii de creare rețelelor de biblioteci ce ține de cele universitare științifice, plus toate rețeaua de biblioteci publice. Adică noi avem, acum, eu niciodată n-am văzut atât de lucruri, multe lucruri bune să fie cumulat și oameni care au putut rezista. Acum ne lipsește sigur cineva ca aceste bune practici să fie aduse la cunoștință decidenților pentru a fi pus în aplicare. Adică asta ar fi mesajul meu și să fim permanent cu ochii în faptul unde sunt oportunități de finanțare care ne lipsește. Asta e tema de discuție care... Mulțumim, domnul Cotocaru. Sunt sigură că i-ați intrigat, poate și alți colegi, poate aici și experiența României. Ziceam că tocmai e bine că ați intervenit și ați deschis poate nouă perspectivă privind faptul ca bibliotecile să colaboreze între ele, în mijlocite atât printr-o structură, cum este Institutul, în vederea digitizării. Sunt sigur că aici a fost benefic și prezența unor actori la nivel de stat care ne-ar asigura și acest aspect financiar și politic de care s-ar transpune strategie națională. Mi-aș dori enorm de mult ca
într-adevăr, bibliotecile să aibă o pondere destul de mare în mediul electronic, pentru că avem forțe, competențe, bineînțeles, stofa intelectuală pe care o deținem. Așa că, nu știu, acea strategie care eu ziceam încă balajele până în 2020, poate AGP deja creează o strategie care ar viza acest domeniu și atunci ne prindem noi toți, cei din domeniul culturii, cercetării. Mai sunt... Încă o dată reiterez ceea ce am spus. Moldova e stat asociat. Poate că ne-ar prinde bine și nouă românilor să vină inițiativa de la moldoveni și nu invers. Trageți-ne de mâne că voi, mă, hai să vorbim, să facem ceva împreună, pentru că poate altfel se atrag resursele. De obicei, proiectele care implică țări asociate și în care sunt implicate și țările care sunt deja membre ale blocului european, au șanse mari de reușită. Ceea ce ați prezentat dumneavoastră, domnul Cojocaru, e... Sper să beneficiați de atâta înțelepciunea decidenților care se transforme în bani. Pentru că voință politică de obicei există. Dar în momentul în care se intră la vize la Ministerul Finanțelor, toate intențiile politice se topesc în ceea ce se numește exercițiu bugetar, care e o chestie contabilicească foarte dură. În schimb, ieșirea din bucla bugetară a unei țări este, o reprezintă șansa Uniunii Europene. Sunteți stat asociat, legăturile se pot strânge foarte rapid în jurul unor idei și hai să încercăm împreună. Poate e altfel. Poate e altfel. În schimb, strategii de strategii nu ducem, însă, nici noi în România. Știți cum? Rastelul este plin de strategii. Chiar în ceea ce spuneați de folosind bibliotecile sau sistemul de biblioteci ca o platformă de inițiere a unor proiecte de dezvoltare, indiferent că este vorba de cultură sau de educație și cercetare, trebuie gândit felul în care pur și simplu se leagă punțile, pentru că nu, totul este oarecum desfăcut, așa, nu prinde cheag de la idee la finanțare. Și poate că folosim bibliotecile care au într-adevăr capacitatea și au expertiza, nu că au capacitatea. Folosind expertiza lor, poate de acolo trebuie pornit cumva o idee sau o posibilă dezvoltare a ceea ce doriți dumneavoastră. Pentru că este vast. Este o intenție foarte bună, dar este vastă. S-a încercat în România, apropo de ce spuneați, trebuie să vă arăt. La Ministerul Educației au fost niște proiecte europene implementate foarte bune în ceea ce privește rețelele de instituții care pot pune la dispoziție partajat serviciile de cercetare sau de sau capacitățile proprii de a dezvolta proiectele, pentru că și asta e o chestie care lipsește de altfel. S-a numit proiectul BRAIN, puteți să-l căutați. Dar în contextul a ceea ce v-am spus, vreau să trag un semnal de alarmă, că asta a fost ideea de la care am pornit în capul meu. Ce trece de stadiul unui proiect rămâne în trecut. Și asta e o problemă. Este oarecum deficiența banilor europeni. Un proiect poate continua cu următoare iterație și cu următoare iterație nu e nicio problemă, dar este foarte greu să convingi că ideea este valoroasă pe termen lung în ceea ce privește banii europeni. Așa că întotdeauna trebuie să existe voința politică transformată totuși într-o coparticipare solidă la o idee. Și atunci are viabilitate. Și un astfel de plan.
Dacă aveți de adăugat, între timp eu am să caut brain-ul să vedeți cum arată. Domn Constantinescu, ce ați menționat dumneavoastră referitor la Republica Moldova, România, poate ideea vine din Republica Moldova și atrage cumva și România. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar iată, exemplu țărilor baltice. Bibliotecile naționale țărilor baltice, de exemplu, lucrează vis-a-vis de bibliotecile naționale țărilor asociate, altfel puțin. Ei zic așa, noi dispunem de o experiență vastă a țărilor nordice. Cândva noi am fost beneficiarii țărilor nordice, deja țările baltice sunt ei deținători de proiecte și de experiențe, respectiv ei văd în Republica Moldova un beneficiar al proiectelor lor, deocamdată ne văd ca beneficiari, dar suntem la etapa de a încheia niște acorduri de colaborare, ca după aia să fim implicați cumva în niște proiecte mici deocamdată. Ziceam, am dat acest exemplu și mă gândesc, consider că România trebuie să fie acea experiență pentru noi, noi să fim beneficiari României. Nu știu cum, adică dacă ar fi invers, fiindcă lucrurile... și banii europeni oricum ei vin pe România și atunci România este, nu că obligată, dar trebuie undeva să vină cu niște inițiative. Suntem în anul centenarului, dar nu cred că multe biblioteci din Republica Moldova se pot avea niște exemple, de exemplu, relații România. N-are importanță pe aspect de citizare sau alte aspecte. Chiar până și cu Iașu, prea puțin așa, în sens ca, de exemplu, să fim beneficiari unor proiecte sau chiar să avem niște proiecte cu finanțare europeană acum sau să fim cumva atrași într-un proiect, dar sunt parteneriate și Biblioteca Națională au foarte multe parteneriate cu România, dar ele nu toate se realizează în măsura în care este stipulat în ele. Una și alta este vorba, cred că, și de partenerii de Republica Moldova. Poate cumva, nu știu cum, noi totuși lucrăm prea izolat și desigur că instituțiile mari care sunt beneficiari de proiecte, permanent se gândească și la colegi, permanent cumva, poate există un mic segment cumva să mai atragă încă un coleg sau încă o instituție, mai ales că suntem deja un minister. Suntem un minister și nu ne mai izolăm. Noi suntem doar educație, noi doar cercetare, noi doar cultură. Adică cumva trebuie să privim în ansamblu. Mă gândesc că, într-adevăr, și noi bibliotecarii puțin trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să acționăm în ansamblu. Eu cred că modelul pribalticii este destul de bun, ceea ce implementarea unui proiectul, chiar și digitizare. Și atunci România, cred că dacă ar studia, iată acest model al pribalticii, nu sunt convinsă acum în ce măsură, de exemplu, România deține o experiență sau, nu știu, experiența Ungariei sau care experiență a fost implementată în România. O bună experiență în ceea ce privește atragerea de finanțări și care a mers este cea a fondurilor norvegiene. Nu știu dacă ați auzit, nu știu dacă aveți o zonă de genul. Aceste fonduri au prins foarte bine în diverse proiecte. Se poate încerca acolo. Deci și universitare. Și la universitare, nu e nicio problemă. Pe de altă parte, atașat inițiativelor și reîntorcându-mă un pic la matca de bază, am avut o experiență foarte plăcută în lucru cu profesorii și cu bibliotecarii acum câțiva ani, când am desfășurat un curs de cum să constitui resurse educaționale deschise. În cursul ăsta au fost captați și bibliotecari și profesori. Poate că o experiență similară nu ar trebui să lipsească și din mediul moldovenesc. Încercați și, ca să termin povestea cursului, partea cursului respectiv era o inițiere în drepturile de autor pentru a permite la partea practică, pentru că aveam o parte de 3 ore de predare, ca să zic așa, și o parte practică de o oră și jumătate în care
bibliotecari împreună cu profesorii constituiau resurse educaționale deschise, să le spunem. A fost o experiență foarte bună pe care vă rog să o încercați, dacă aveți posibilitatea, de a pune cei care lucrează în educație cu cei care lucrează în biblioteci să înțeleagă împreună mecanismele drepturilor de autor și să încerce să creeze, indiferent ce, spuneți-le cum vreți, să creeze împreună niște lucruri care să respecte drepturile de autor a părților componente. Pentru că i-am pus să pună un text cu o imagine, să facă o referință, deci toate aceste mecanisme pe care un bibliotecar le stăpânește deja. Cum se citează, de unde îți alege o imagine care să nu încalce drepturile de autor a creatorului, de unde să iei o secvență de animație sau o secvență. Deci toate acestea sunt foarte, foarte utile. Dar contextul facilitator, ca să spun așa, a fost de a pune profesori împreună cu bibliotecari. În cadrul biblionetului, și voi aveți experiența Novatecii, s-au dezvoltat la bibliotecari aceste competențe de a căuta și altfel de resurse. Exista acel program al biblionetului care adresa direct problema digital storytelling. Nu știu dacă ați auzit de cum să extragi și cum să alcătuiești, să pui cap la cap poveștile oamenilor într-un șir coerent care să facă un tot unitar. Ei, cuplat cu experiența unui digi-storytelling așa cum v-a fost predată sau așa cum ați absorbit-o prin proiectul Novateca, cu aceste cunoștințe sau cu colegii din AGEPI care vă pot oferi materiale, poate și adaptate, încercați un curs comun, pentru că unii cu ceilalți vor reuși o experiență de în engleză este mutual reinforcement, o experiență de învățare comună a ceea ce trebuie să facă. Din două sfere nu depărtate, ci care au puncte comune mai rare. Este momentul în care profesorul își trimite elevul la bibliotecă și invers. Puneți-i împreună și vedeți ce iese. Este important, mai ales cu suport de la AGEPI sau cu specialiști care să explice mai întâi care este rolul copyright-ului și cum să pună resursele protejate de copyright. Resurse de genul, așa cum le propune Europeana. Vedeți aici într-un colț o mică mențiune dacă poți să reutilizezi resursa și îți spune și licența sub care o poți reutiliza. Dacă este vorba de un articol de cercetare, te duci repede pe Zenodo, unde poți găsi articol de cercetare sau un set de date care, ce să vezi, undeva, într-un loc clar menționat, spune licența sub care poți prelua acest material. Deci, ideea de bază este următoarea și poate că un proiect nu mai moldovenesc, ci unul comun care să preia punctele Biblionetul plus Novateca egal o punte care din punctul meu de vedere trebuie valorificată. Cunoașterea acestor mecanisme este ceea ce se circumscrie științei care se numește information literacy sau cultura informației, cum îi spunem noi în România. Că așa am găsit noi, că alfabetizare sună chiar prost. E un pic peorativ română. Deci, aceste elemente de cultura informației cu o grefă de drepturi de autor va conduce la niște specialiști, propriu-zis, formați specialiști în exploatarea resurselor. Fie că sunt bibliotecari, fie că sunt profesori. Încercați rețeta asta. Hai să o încercăm împreună. Eu o să intervin pe la te lăsați idei și ca să nu de toate și oamenii mici, o să le transfer de la fotografii explorate de bibliotecari. Datorită noi versiunea codului curriculum la științe și inovare,
s-a deschis participare către toate părțile interesate în proiectul de cercetare finanțat de bugetul SAP. Din 2020, 2019 anul viitor, vor fi noile apeluri și se promovează participarea colaborativă. Și aici, acea bibliotecă, care nu va fi parte, cel puțin la un proiect de cercetare, va fi o bibliotecă sortită de chidere. Adică mesajul este următorul, în special bibliotecile universitare, să se apropie de conducătorii școlilor doctorale, directorii de proiect și să găsească un mecanism, deoarece în compartimentele am participat la elaborarea mari de propuneri de proiecte anterioare și cei ce am impus niște momente care nu atât ușor vor fi scoase, unele conține de seminare. Și ori aici, bibliotecile au cea mai mare competență și pot fi incluse inclusiv un proiect de cercetare, că este cea mai frumoasă oportunitate pentru toți, pentru ca să fiți inclusi în proiect de cercetare și nu fim un cercetător doar primați să vă întrebi, dar dați mici cărnet și nu știu ce, dar să fie deschis o colaborare, că este prima portiță pentru a fi explorată, care începeți pe acum, dar vă interesează proiectele care sunt de cercetare, noi am avut grijă să deschidem toată informația publică și expert.idesi.idesi.idesi. Toate proiectele de cercetare, rezumatul și puteți găsi ușor cine este persoana, să vedeți ce, care e domeniul cel mai aproape de credul dumneavoastră. Și facem tot posibil și parcă este deschiderea Ministerului ca publicațiile, rezultatele cercetării să fie cu acces deschis și aici, iarăși, dumneavoastră sunteți cei mai competenți. Noi am testat, dacă vreți, prin institutul nostru, ceea ce poate fi următorii 5 ani. Noi am avut și avem angajat un fost angajat al bibliotecii și s-a isprăvit din minunii, a avut deschiderea, înseamnă că este ceva care poate fi instituționalizat la nivel de țară. Noi am numit specialiști din tehnologie informațională și tehnologie informației și s-a primit un rezultat foarte bun și ceea ce am făcut ca produse. Noi am unit un specialist în, eu spun cel mai bun, cel mai bun specialist din biblioteconomie și l-am atras în institutul nostru ca să-mi dea competența. Noi am întins o mână de ajutor și am colaborat și cu Asociația Bibliotecară și Biblioteca Națională. Și s-a văzut că, de fapt, lucrurile pot. Este modelul care a fost testat cel puțin pe o perioadă. Acum am putea să vedem cum îl instituționalizăm. Noi mai întâi trebuie să instituționalizăm la nivelul ca să fim consolidați la nivel național. Și apoi să explorăm toate fondurile internaționale, și regiunile dunăreane, și proiecte bilaterale, adică aici, dar un minus care avem mult dintre noi este că nu încercăm să facem publică informația. Adică noi, din multe ori, informația mai facem ceva public, cu notat după ce evenimentul a avut loc, dar nu înainte de a fi. De ce noi am testat cu transmisiunile online? Ca să arătăm că numărul de persoane care accesează resursele după eveniment prin instrumentul nostru transmisional, este în mare majoritate mult mai mare decât cei care sunt prezenți. Și de multe ori cei care sunt foarte activi nu reușesc să fie. Deci e deschiderea și aici arăși dumneavoastră. De ce nu ar fi? Este în localul dumneavoastră, este evenimentul. Căutați, de exemplu, Asemul, tot vine și au centru de video, nu știu care, și tot caută cine să... Uniți cumva eforturile și atrageți în protecție. Sunteți un potențial catalizator enorm. Doar aici trebuie să știți primul element să se asume responsabilitate. Și dacă ai responsabilitatea după 10 ani, bine și 10 ani. Dar spuneți, dar o să uite, e foarte bun. Vreau să vă spun un singur lucru foarte important. România de la 1 ianuarie ia președinția Uniunii Europene. Ar fi păcat să nu profităm cu toți. Și directorul Institutului Cultural Român de la Chișinău, Mihai Eminescu, domnul Valeriu Matei, a zis că anul 2019 tot este anul centenarului. Adică anul centenarului continuă, nu doar se axăm doar pe 2018. Da, așa este, istoric așa este. Așa este. Vedeți multe opțiuni și sunt benefici pentru biblioteci.
mi-a plăcut ce aici a reiterat și domnul Constantinescu și tangențial și domnul Colocaru a vorbit despre faptul că poate mai e necesar ca să obținem niște competențe în domeniul dreptului de autor, noi ca tagmă, mai ales că sunt atâtea directive europene care sunt aprobate, sunt actualizate, etc. Și poate vin acum către colegii de la AGP, văzându-i în sală și aici e și Patricia. Știu că a fost livrat un curs de drept de autor, așa, cum ceva timp, și dacă ar fi posibil de reluat, dar poate prin prisma legislației europene, poate prin prisma, nu știu, a excepțiilor și limitărilor, care e necesar să le cunoaștem poate îndeaproape. Și mă gândesc că într-un viitor apropiat, dacă aceasta ar fi și o punte de colaborare continuă cu AGP. Nu știu, ce zice, doamna Grijanovski era prin sală care se implica nemijlocit în acest... Să facem un workshop, așa, de 3-4. Cum am menționat și anterior, ce fie permanent deschis către bibliotecare specială, noi au fost o campanie de informare, atât în Cucatecii Chișinău, cât și în Republică. În pauză de cafea am discutat și cu colegii noștri, care au confirmat. Într-adevăr, a fost în teritoriul colegii noștri care au ținut un curs de lecții pentru bibliotecare, domeniul proprietății intelectuale, de asemenea, cu referire la aspecte ce țin de protecția dreptului de autor și dreptul la colecție. Cât privește colaborarea în continuare, noi ne-am notat, facem schimb de date, telefoane, și suntem bucuroși să-i vedem în viitorul apropiat, în cadrul unor întâlniri, ședințe, workshop-uri sau alte evenimente de gen în stasă. Vă mulțumim mult pentru invitație și pentru propunere. Și cu recomandarea AGP-ului să-și planifice pentru anii viitori. Recomandarea pentru AGP să-și planifice pentru anii viitori, pentru toți directorii de proiecte cercetare, dezvoltare, să vină cu niște cursuri. Am văzut că toate 12 sunt urmează planificate acum în seminare, dar legislația atât de des se schimbă și cel puțin periodic să aibă un plan de activitate, deoarece comunitatea științifică are nevoie de perfecționare continuă, adică alături cu bibliotecii și aici noi dacă am consultat tot se va primi așa de un lucru foarte, un organism de timp. Siguranță o să ținem cont și de propunerile dați și de recomandările dumneavoastră. Mai sunt careva? Bibliotecari. Bibliotecari, pe locuiați? Mă. Din teritoriu știu că sunt mulți sau din municipiu. Poate sunt careva aspecte în care au fost primitoare pentru dați la viziunea dumneavoastră și experții în care au prezentat comunicările să ne crea că le-a listă în momentul important. Da. Și la noi în... Băi, pare așa de ciudat să spun și la noi în România. Și dincolo. Avem aceleași, în camera cealaltă, avem aceleași probleme. Ceea ce, adică bibliotecarii care de obicei vin de la comunale și de la bibliotecile școlare din comune sau din orașele mai mici, stau ca niște elevi cu minți și, nu, fiți mai așa, mai învârtoșați. Bun. Ce vreau să vă întreb? Dacă ați beneficiat de cursuri în cadrul Novateca, de digital storytelling, sau ați ajutat seniori în program sau în proiect, sau copii? Acolo sunt publicile, noi suntem universitari. Ok. Le-ați recomandat vreodată, ați recomandat utilizatorilor din bibliotecă servicii online? Dar menționându-le faptul că dacă încarcă acolo, trebuie să respecte aia, dacă
se abonează la Instagram, trebuie să citească prevederile de... Adică există, dincolo de a ști cum să respecti drepturile de autor, sunt niște noțiuni care țin pur și simplu de igiena personală în ceea ce privește interacțiunea cu serviciile online. A ști să citești măcar printre rânduri pe sărite un contract pe care tu dai o bifă și dai ok ca să ai acces la nu știu ce serviciu, este o chestie de igienă personală, o consider. De ce? Pentru că e posibil să fie scris mărunt undeva, da, și îmi dau și mâna stângă în condițiile ABC. Deci, în recomandările voastre, ați întâlnit situații în care a trebuit să menționați faptul că trebuie să fii de acord cu niște termeni și condiții? Da? Adică ați avut exercițiul ăsta de interacțiune? Băi, vezi, dacă te înscrii acolo, vezi că sunt trei prevederi acolo care trebuie să fii foarte atent ce faci. Ați avut genul ăsta de interacțiune? S-a vorbit din partea bibliotecilor publice. A, da, este și doamna Bădăi. Că ați vorbit la acest aspect, chiar am văzut că a fost o campanie așa națională de coding pe întreaga țară și din ce copiii făceau coding, noi am lucrat cu adulții și i-am învățat elemente de securitate pe internet. Ce spuneți dumneavoastră despre protecția datelor cu caracter personal, ce trebuie să știe adulții pentru ei și ce trebuie să înveți adulții pe copii acasă. Pentru că toată lumea deschide, erau cazuri când copiii manipulează cu cardurile bancare ale părinților și multe, multe alte situații de accesare a internetului și iată acest lucru. Ce au menționat adulții, cel puțin cei care au fost la noi la Jășeni, practic, când i-am întrebat cine dintre dumneavoastră cunoaște, iată, astfel de date, astfel de date, au ridicat mâna două persoane care erau bibliotecari. În rest, adulții, deși utilizează la maximum internetul, nu cunosc practic nimic sau, cum ați spus dumneavoastră, nu își dau silență să citească pentru dumneavoastră. Știți de ce vă întreb treaba asta? Că în momentul ăsta, așa cum v-am spus și în prezentare, cel puțin tinerii, indiferent ce scrie acolo, dau ok ca să aibă acces la serviciul respectiv. Chiar îi interesează fix. E o zica la noi, la români. Ei, problemele de genul ăsta, fără a avea o minimă cultură de drepturi de autor, conduce la o criminalizare în masa unei generații întregi sau a generației după generație. Pentru că ei oricum vor face ceea ce își doresc să facă. Ei vor accesa serviciile respective dând repede click pe repede înainte, vor încărca fotografii, vor face mixuri, vor încărca videoclipuri. Problema este că necunoscând ceea ce încalcă, îi criminalizezi. Pur și simplu, ei se auto-incriminează. Și nu au fost puține cazurile, cel puțin în vest au fost câteva răsunătoare, în care părinții primeau acasă notificări de încărcare a drepturilor de autor pentru diverse platforme, la care părinții rămâneau pur și simplu bușbei. Adică, stai că n-am intrat eu acolo, nu am făcut eu treaba asta. Deci, se criminalizau părinții pentru acțiunile copiilor care copiii oricum fac ceea ce li se oferă să facă. De asta există e nevoie să există o minimă educație în ceea ce privește limitele dreptului de autor. O minimă oricum. Când îți intră un copil în bibliotecă și începe să răsfoiască catalogul sau îi dai voie la acces internet, pune-i, nu știu, un A4 frumos colorat, un infografic frumos colorat, vezi că se termină accesul tău sau încalci drepturile de autor dacă. Sau cineva va pierde niște bani și nu știu. Deci o chestie foarte haioasă, o chestie foarte mobilizantă prin care să poți începe un pas către educarea lui în ceea ce privește folosirea resurselor. Pentru că altfel vorba aia o criminalizezi în masă. Fără să știi. Da,
mulțumim, domnul Constantinescu. Eu recunosc că bibliotecile publice, într-adevăr, acum au discutat foarte mult pe acest subiect referitor la securitatea și prezența în mediul electronic. Au urmat chiar cursuri foarte intense cu invitații din afara domeniului nostru, cei din domeniul tehnologiilor, așa că pentru moment, la etapa dată, suntem înarmați cu cunoștințe și competențe. Probabil acest aspect va trebui cumva va trebui să-i asigurăm durabilitatea în timp, pentru că acest domeniu se dezvoltă, ia diferite, nu știu, conotații în următorii ani și așa mai departe. Știu foarte bine din interiorul unui proiect care s-a desfășurat la nivel de țară, dar în parteneriat cu bibliotecile din străinătate și aici cumva privirea mi se îndreaptă către bibliotecile universitare, ca parte componentă acelui proiect a fost și elaborarea curiculei, cultura informației. Dacă ați putea cumva să ne împărtășiți dacă acest aspect cu privire la securitatea, prezența în mediul electronic a fost cumva captat și în această curiculă și dacă poate cumva aici am face o punte, cum ziceam, de legătură cu AGP care ar putea să ne ajute ca să... Cu regret, aceste aspecte în curicula de cultura informației din proiectul LNSS, crearea unei rețele de suport pentru biblioteci, nu a fost prevăzută. Este un alt curicul, la nume bibliotecile electronice, crearea bibliotecilor digitale, în care acestea, cu siguranță, sunt vizibile. Noi am avut partea componentă din partea noastră, anume cultura informației și politica de dezvoltare a colecțiilor. Și de aceea nu pot să mă exprim la acest subiect. Dar urmează să accesăm aceste curicule care sunt postate pe site-ul proiectului respectiv și să le dezblocăm în continuare. Dar vreau să spun că în universități aspectele respective sunt predate studenților, cu siguranță că la cursurile de tehnologie informaționale și comunicaționale. Studenții vin într-un fel deja pregătiți în bibliotecă, rămânând ca bibliotecari să învețe doar cum să acceseze datele de care au nevoie, cum să lucreze cu catalogele, cum să lucreze cu bazele de date și alte aspecte de care au nevoie în metodul său de cercetare pentru activitatea, adică pentru instruire și pentru activitatea de cercetare și acuție. Oricum, bibliotecile universitare dezvoltat curiculi la nivel instituțional. Da. Mariana? Da. Bibliotecile universitare care au cursul ăsta la produs, e el legalizat pe plan instituțional sau asta e o funcție a bibliotecii? Da. Oricum, noi am aprobat aceste curiculi și tema antiplagiat, pe dreptul de autor, este introdus. Păi asta, de asta și ziceam că problema este că autorii... Da, mai ales că am dezvoltat și softuri, repozitorii de teze, de master și... de licență, care trebuie controlul în aceste sisteme și bibliotecarii au un rol foarte important. Aici se înveți pe utilizatori, pe studenți de la ciclu 1, ciclu 2, să utilizeze corect informații. Plus, fiecare universitate desfășoară și în primăvară, fiecare primăvară, campanii de antiplagiarism. Dar oricum sunt introduse aceste subiecte în curiculele sau în planurile de activitate care sunt legate de cultura informației în cazul acestor biblioteci. Nu, știam că se fac, face mult pe acest segment, de asta și ziceam ca să faci mult pe acest segment, da, în care bibliotecarii se implică ca să-și promoveze și nu numai cu studenții noi lucrăm sau numai drazi, foarte mult lucrăm cu doctoranzii, cu cercetători, pentru că foarte multe cunoștințe vin de la noi, de la bibliotecari, atunci când ei vor să publice ceva sau vor să-și ridice gradul de vizibilitate. Noi foarte mult implicăm în această activitate și anume filiera aceasta de date științifice, promovarea acestor date și rezultate științifice, cât noi am făcut, da, drept de autor, am făcut foarte mult în ultima perioadă. Cel puțin bibliotecile universitare, asta e.
Și proiectele pe care noi le-am avut internaționale, oricum au vizat aceste aspecte, crearea repozitoriilor instituționale, chiar și dezvoltarea catalogelor noastre electronice, de tot am, da, elaborarea politicilor, da, strategiile pe care le-am dezvoltat, înregistrarea revistelor în Doaș, asta tot am fost cu sprijinul bibliotecilor realizat. Adică se face foarte mult, dar există și anumite crize de, de parteneriat. Dar probabil că nu la nivel de rețea, probabil că alte de parteneriat, susținerea aceasta la nivel național. Da. Adică așa, e bine că suntem foarte bine văzuți în străinătate, că participăm la aceste proiecte internaționale. Dar ceva ne lipsește aici. Probabil că acest rol ar trebui să preia Biblioteca Națională sau, da, prin implicare, este cel mai aproape de ministerul nostru de profil, mai ales că acum s-au comasat celelalte, da, ministere. Și doamna Elena, noi avem speranță și dumneavoastră veți face această pledorie și vom realiza proiecte comune. Ca să nu facem fiecare un plan de activitate, chiar și în privința deștizării. Domnul Cojucaru din multe ori a pus problema, haideți să facem o analiză comună, să vedem ce se întâmplă la nivel fiecare instituție. Și până la urmă lipsește această analiză. Pentru că la toate forurile se vorbește mai mult ce s-a realizat cu sprijinul Novatecei. Dar avem și bibliotecile științifice universitare, au realizat foarte multe produse care toți se doresc a fi integrate în circuitul acesta informațional al țării. Este nevoie de voință pentru politică ca să realizăm acest. Și probabil că suntem în căutarea unui lider care ar putea să-și asume aceste responsabilități. Eu văd că asta este Biblioteca Națională. Natalia, nu, înțelegi, pentru că ceva se întâmplă. Atunci de când Ministerul Culturii a venit și a educației și a cercetării, ca și cum de pe scena Sistemul Național de Biblioteci, parcă dispară bibliotecile din învățământ. De ei sunt foarte multe, și cei din licee, și colegii, și școli profesionale, și sunt foarte multe. Dar în ultima perioadă, despre toate rezultatele care se vorbește pe plan național, și cum mai mult să vorbești despre bibliotecile publice. Și noi suntem biblioteci publice, cele universitare, pentru că, da, în această nouă formulă a legii, da. Dar lumea oricum nu face această distinție. De fapt, Natalia, după ce am participat la două conferințe internaționale recent organizate de bibliotecile universitare, mă gândeam că totuși bibliotecile universitare acum sunt cele mai avansate și cele mai prietenoase și cu adevărat cu rezultate foarte bine puse la punct. Ceea ce dumneavoastră astăzi menționați, sunt de acord cu dumneavoastră și mi-aș dori că Biblioteca Națională cu adevărat să fie acel lider și sperăm în sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și în, cred că și posibilitatea acestei țări de a absorbe și unele proiecte sau unele finanțări internaționale, europene. Iată aici, cred că este ceva ce aici noi nu spunem până la urmă. Are capacitate acum țara ca să absorbă finanțare europeană? Ne poate fi sprijin aici România? Trebuie să ne mai gândim, fiindcă cu siguranță, eu iarăși mă refer la biblioteci naționale europene, în special cele din Pribaltica, Polonia, Cehia, s-au dezvoltat și grație finanțării Uniunii Europene. S-au dezvoltat foarte mult, au dezvoltat însăși biblioteca, rețeaua de biblioteci din țară. Este vorba de catalogul partajat, este vorba de biblioteci digitale. Sunt modele foarte bune pentru Republica Moldova. Alături de România avem foarte modele de țări mici care au avansat foarte mult în ultimul timp. Desigur că cota de contribuție a țării este și aici, trebuie să gândim foarte serios, pentru că nu este vorba de 30.000 de lei sau 30.000 de euro, este vorba de milioane care, nu știu, chiar nu este un studiu de fezabilitate pe țară. Cât trebuie să investească această țară vis-a-vis de fondurile europene ca să miște carul din loc? Și existența unor politici, strategii naționale,
De fapt, și deputații noștri permanent spun, legislația este foarte bine pusă la punct, strategiile și politicile există, doar că posibil că atunci când se indică sumele de bani sau această finanțare, ea nu, că, posibil că nu este reală una și a doua nu este însoțită de finanțare și trebuie să spunem lucruri. Păcat că nu sunt autoritățile publice centrale aici alături de noi. Ele trebuie să regăsească în planul de activitate, în finanțarea instituțiilor. Aceasta oricum este un impediment sau, iată, dezvoltarea Sibimolului, Bibliotecii Digitale Moldavica staționează deja foarte mult timp, fiindcă cu adevărat nu mai poți să lucrezi doar cu 0-0 la acest capitol și să dezvolți niște sisteme integrate. Domnul, de fapt, Institutul Dezvoltării Societății Informaționale permanent dă un exemplu cum ar trebui să lucreze bibliotecile în perspectivă și cum să integreze și interconexiunea între instituții, între biblioteci și între date, păi, ca să ajungi la un astfel nivel oricum. Suntem formați, avem competențe, dar pentru tehnologie totuși trebuie să bani. Nu știu, cum în alte instituții se întâmplă, dar mă refer chiar și la instituția mea de la studii economice. Fiecare dată trebuie să justifice de ce ne abonăm la bază de date internaționale. De ce studentul nostru sau cercetătorul nostru are nevoie. Ca să producă alte științifici, el are nevoie să utilizeze aceste date. De unde să le ia? Dacă noi tot vorbim de securitatea la internet și despre produse licențiate, și asta e foarte greu. Și atâta timp cât fiecare bibliotecă sau fiecare instituție să facă în parte, să fie complicat să le dovedim. Deci da, am dorit foarte mult ca persoana din la minister să fie cu noi până la această oră. Și nu am dorit cu noi. Dar să mai discutăm. Nătălița, dar atunci când vine acreditarea, primul lucru care îi interesează, ce baze de date abonează instituția, câte lucrări profesorul cu tare sau cu tare are în acces deschis, toate acestea sunt contorizate și toate acestea sunt luate în considerație la acreditarea puterii sau puterii specialități. Adică tot volumul acela de lucru pe care bibliotecile universitare astăzi îl realizează, aduce un mare aport la acreditarea instituției de învățământ. Și la acreditarea științei în parte, desigur, și aspectul ăsta. Deci eu vreau să mulțumesc doamnei director general al Bibliotecii Naționale pentru faptul că în raportul pe care l-a prezentat astăzi a făcut referință la bibliotecile universitare, la acele produse informaționale pe care le-au creat și pe care continuă să le creeze în continuare, la catalogul partajat de UNIF, la care are acces oricine de oriunde și dacă cineva ar sta să contorizeze numărul de accesări al lui, cred că ar depăși mult mai multe milioane decât cele care au fost enunțate în această sală. Și desigur că repozitoriile instituționale, și acum vreau să adresez poate o întrebare, nu știu dacă cineva vrea să răspundă la ea. Dacă chiar și instituțiile de învățământ superior au fost aprobate, politicile de acces deschis în cadrul senatelor, totdeauna numărul de lucrări care sunt înmagazinate în aceste repozitorii rămâne să fie unul foarte, foarte mic. Iată, noi am avut conferința finală a acestui proiect la NSS și am avut o luare de cuvânt a colegilor noștri din Belorusia, care au zis că în repozitoriile lor se găsesc peste, cred că 24.000, dacă nu mai multe, de înregistrări ale documentelor în acces deschis. Deci asta se ridică undeva, se egalează aproape cu ceea ce s-a făcut în Rusia la acest capitol. Da, la noi este un număr foarte, foarte mic de lucrări indexate în repozitoriile instituționale. Care ar fi soluția? Da, puțin. Mulțumim. Este detaliat. Eu spuneți de la funcției a reprezentantului biblioteșilor universitare, colaborare.
și aici venim cu... Să vorbim, a spus că nu este nicio reprezentantă a Ministerului, vă spun că există. Ministerul de Cercetări Cercetării știe transmisiunea noastră online și foarte multe oameni am trezit când reprezentanța Ministerului spuneau fraze exact de la un eveniment care facem. Așa că, grație acestei vizibilități și conștientizării, că ei nu pot fi să se spune. Adică aud... Eu sper că la cineva să ajute și cu factori de cine. Dar o recomandare e, știți, sunt oportunități care pot fi pus în aplicare și sunt care mai puțin pot fi pus în aplicare. Eu cred că o oportunitate care poate fi pus în aplicare grație acestui proiect care este formidabil, mă uit pe pagina AGP-ului, deja este digitalizarea patrimoniului cultural, evenimentul de primul. Apoi, curs de instruire pentru judecători și procurori, apoi pentru specialiști din instruirea audiovizuală, apoi pentru agenția de protecție a consumatorului. Ideea este următoarul eveniment, un eveniment, să fie inclusiv toate aceste părți interesate, să fie o altă etapă ca să ne pună pe noi toți colaborăm împreună. Iar bibliotecile, de fapt, este un element de bază, adică dumneavoastră ați putea fi sursă pentru tot ce furnizor de informații cu tot celălalt de plăți interesate. Aici este o oportunitate de a conștientiza importanța bibliotecilor. Și doar AGP și proiectul poate face. Adică să ne aduni toți la un loc, exact prin subiectul ăsta, să se interesească de fapt că bibliotecile pot fi un suport foarte bun. Și ca să răspund la cealaltă întrebare. De fapt, noi trebuie să luăm tot procesul ăsta de fie că de digitizare, fie că documentul care este nativ, digital, să vedem toate procesele și să ne asumăm fiecare să gestionăm anumite părți, anumite părți. De exemplu, noi reușim ca autoanaliză, nu că suntem mai buni sau nu, dar noi, datorită reingineriei procesului, reușim în IBN să introducem mai multe identități de conținut decât toate bibliotecile luate împreună. Nu de aceea că noi suntem mai mulți, dar de aceea că, pur și simplu, am găsit o cale mult mai ușoară pentru a trece aceste bariere. Și dacă am găsit un mecanism, dar mecanismul există, să intercolaborăm, cum să interconectăm toate aceste repozitorii și să ne asumăm fiecare o responsabilitate, să știți că noi timp de un an, doi, noi putem crește exponențial numărul de lucrări și am putea să ajungem la media conținutului cu acces deschis mult mai mare decât media la nivel european. Adică poate fi. Sigur, trebuie să simplu. Unii se generează conținutul, să colaboreze cu biblioteca și el să ajungă într-o resursă informațională. Iar aceste resurse trebuie să fie interconectate între ele. Principiul de reutilizare, trebuie să instituționalizăm atribuirea la DOI, trebuie să instituționalizăm, să ne asumăm responsabilitatea și verificăm o dată pe toate bibliotecile și științifice. Vă rog foarte mult, clasificați-vă ținutul înainte de publicare, primiți CZ1, deoarece această clasificare arată decidenților cât de valoros este conținutul. Grație că noi am antrenat un bibliotecar în atribuirea CZ1 în IBD, s-a adevărat că este foarte util aceste resurse într-un expert oran pentru o specializare în genetică care sunt și Moldova. Și dacă noi să avem niște instrumente de data mining, să știți că va fi o valoare și mai mare. Adică noi doar trebuie să simplu să ne asumăm fiecare o anumită responsabilitate. Să ne asumăm și apoi să prioritizăm și să punem în aplicare. Asta ar fi mecanismul. Adică fiecare să organizeze conținutul pre-publicare, să apară în formatul final digital foarte bine organizat. Și dacă este bine organizat, atunci noi putem automatiza foarte multe procese. Aș vrea să adaug și la ceea ce a spus și domnul Bojocan. Pornesc de la asumare. Bibliotecile și-au asumat responsabilitatea de a promova ideea accesului deschis și de a promova aceste două căi de asigurare a accesului deschis, crearea depozitelor digitale și a revistelor cu acces deschis. În ceea ce ține depozitorile instituționale, bibliotecile vor aproba la nivel de instituție această idee. Au stat la baza elaborării politicilor instituționale, a regulamentelor de funcționare acestor repozitorii. Dar se întâmplă
Da, și am produs primele documente, dar ce se întâmplă? Avem legi bune, dar ele de fapt sunt însertare. Politica instituțională prevede și de fapt ideea în creierii repozitorilor este vorba de auto-arhivare. Deci asta înseamnă că cercetătorii, cadrele didactice trebuie de sine stătător să plaseze lucrările lor în aceste depozite. Și în politica instituțională este stipulat acest lucru. Dacă lucrarea este realizată în cadrul activității profesionale de cercetare didactice și a fost finanțată din banii publici, din buget, prin salariul acestui cercetător sau cadru didactic, el este obligat să plaseze lucrarea în acest depozit. Dar asta e când ei verifică dacă se respectă acest lucru sau nu. Asta e problema. Poate că școlile doctorale ar trebui să fie așa o normă. Adică, sau să începem cu tineretul care face cercetarea, doctoranții. Orice lucrare de-a lor sau diseminarea rezultatelor cercetării să fie produse în aceste repozitorii instituționale, pentru că așa e unicul produs instituțional care ar reflecta rezultatele activității științifice. Dar bineînțeles că bibliotecarii nu-și pot asuma ca să dezvoltăm numărul de documente în aceste, ei singuri nu pot să realizeze acest lucru. Și asta ar trebui să fie reflectat în regulamentul școlii doctorale. Eu cred că să fie așa. Noi am încercat la nivelul instituției noastre să introducem și deja din acest an, adică anul de studii 18-19, orice doctorant, publicând într-o revistă științifică materialul, va trebui să-l depună și în repozitoriul nostru. Iar ceva că ar trebui să învățăm, să introducem la cultura informației, cum se face autoarhivarea, pentru că ei schem să facă singur. Să învățăm, să schimbă copii, tot să facă ei singur. Bineînțeles că noi, cei care gestionăm repozitori sau depozit, să numește la instituție, da, să verificăm, va fi nivelul ăsta de redactare, de verificare a datelor, dar, de fapt, asta ar trebui să fie voința lui, a cercetătorului, el să îngrijească de imaginea lui, ca să poată să se promoveze, că noi nu putem să-i promovăm pe toți. Noi, prin anumite exemple, am putea să demonstrăm acest lucru ca să-i interesăm în această activitate de autopromovare. Vreau să dau un element important, chiar sunt instituții de învățământ superior, în afară de depozite digitale, mai aveți și platforme de e-learning, care, de fapt, fiind amplitată din evaluarea unui program de studii, s-a constatat că oamenii nu cam vrea știu de ele, bibliografia este una depășită și nu am găsit, nu vreau să spun, dar nu am găsit cineva din cei care au luat programul lor de învățământ să citeze cel puțin lucrările lor sau să facă o referință fie în depozitul instituțional, fie la platformele de învățământ la distanță. Iar o inițiativă de resurse educațională deschisă a fost și la noi în Republica Moldova cu prodidactica și aici ar fi bine totuși să fim deschiși și spre acest curent, deoarece este un element foarte util, un rezultat, dacă este, nu a fost transformat în educație, de fapt, probabilitatea este foarte mic să ajungă el în economie, finanțarea care noi avem, suntem între și 5% din PIB 3, nu putem avea un impact foarte, foarte mare. Iar, ca să vă intrig un pic, în noiembrie vă așteptăm cum lansa o carte de știință deschisă în Republica Moldova. Sper că nu am greșit prea mult că se menționăm pe acolo, dar am încercat să facem o analiză pe toate dimensiunile pelonii științe deschise, inclusiv și acces deschise, resurse naturale, educaționale deschise, infrastructuri, și să vedem cam care este situația, astfel încât așa va putea servi ca un următoare etapă pentru a ne consulta și mai mult și protecția drepturilor proprietății intelectuale este un element foarte important care merită a fi luat în considerație și ar trebui alături de proiectei sprijin și parteneri în toată această inițiativă. Ce vreau să fie dat acolo și Hai să completez ceva și după aia încerc să mai să vă mai spun câteva lucruri despre copyright
ce se întâmplă în momentul în care chiar înțelegi copyright-ul. O să mă întorc chiar la ideea care am pornit prima prezentare în dimineața asta, spunând că atunci când cu adevărat înțelegi care sunt limitările și care sunt excepțiile drepturilor de autor, creativitatea explodează și o să vedeți cum. Dar nu înainte de a vă spune că în România o să debuteze acest proiect, se numește Cred, în care va, de pe urma căruia vor beneficia vreo 55.000 de profesori. Este un proiect foarte, foarte vast. Vă rog să vă uitați cei care sunteți interesați de felul în care o să funcționeze. Personal am fost selectat să fac parte din echipa de proiectare a sistemului. Și poate că interesul nostru va fi stimulat doar din perspectiva a modului în care va funcționa și dacă vom reuși sau vom da greș. Aruncați o privire la ise.ro/cred. Bun. Și acum să vă arăt ce se întâmplă când înțelegi drepturile de autor. Cunoașteți bine Europeana. Sunt o grămadă de resurse care sunt puse la dispoziție de Europeana sub diferite licențe. Europeana îți permite să le refolosești pe cele care sunt resurse catalografice, sunt sub drepturi de autor, domeniu public, marcă domeniu public, dar restul resurselor, unele dintre ele, poți să le refolosești pentru a stimula creația de noi opere, creația de nou. Din când în când, Europeana face câte un concurs de genul GIF It Up, nu știu dacă ați văzut vreodată. Sunt imagini luate din Europeana și sunt compilate de către cei care participă la respectivul concurs și sunt jurizate. Pur și simplu sunt luate fragmente, sunt recombinate din tablouri, din diferitele resurse care sunt puse la dispoziție de Europeana și care a căror licență permite acest lucru. Foarte important. Un al doilea exemplu care mi este mie drag personal este cel care vine din zona muzeelor, pe care astăzi l-am cam neglijat cu toții, dar care au început să pășească foarte agresiv, aș putea spune, pe zona de a expune resurse digitale. Una din manifestările bune ale agresivității muzeelor este proiectul celor de la Rijksmuseum din Amsterdam. Inițial ce au făcut ei este să pună la dispoziția publicului niște scanuri de foarte, foarte bună calitate a operelor pe care le au în galerie și după aceea, pentru a stimula participarea creativă a utilizatorilor muzeului sau a celor care sunt apropiați de muzeu, au creat acest ReStudio care îți permite, datorită licențelor libere ale resurselor puse la dispoziție, să recombini, să desenezi, să-i faci mustață unui personaj dintr-un tablou al lui Rembrandt. Deci să recombini într-un mod creativ ceea ce ți este pus la dispoziție, fără a avea temerea că încalci drepturile de autor a cuiva. Vă invit să explorați aceste două exemple, cel puțin pe cel de la Europeana. Europeana a început oarecum mai timid. În schimb, sunt foarte bune colecțiile pe care le organizează. Dar ca exemplu de recombinare, de posibilitate de ceea ce se numește în engleză meshing sau de creativitate, GIF It Up este unul dintre bunele practici pe care le pot arăta celor interesați. A doua este Rijksmuseum din zona muzeelor. Cam astea au fost ideile care conduc către presupusa explozie de creativitate în momentul în care știi barierele. Vă mulțumesc pentru participare. Vă doresc succes tuturor în activitatea de zi de zi a dumneavoastră. Vă mulțumesc, stimați oaspeții de pretinut pentru...